Deja o să vină imediat și live-ul de pe YouTube, sper să fie totul ok, să nu am probleme cum am avut data trecută cu rețelele, cu internetul, sper să funcționeze Pentru orice eventualitate, în principiu fiecare transmisie este pe altă rețea de internet Orange Telecom, Vodafone, încerc pe RDS să vedem dacă merge numai o singură transmisie și să vedem cum funcționează lucrurile. Dragii mei, suntem live și pe YouTube. Vă aduc aminte că răspund întrebărilor de pe YouTube. Acum am uit puțin și la cadru să văd cum arată că nu s-am fost eu foarte mulțumit de cadru. Așa, văd că este multă lume pe YouTube. Deci, dragii mei de pe Facebook, de pe TikTok, să știți că răspund întrebărilor de pe YouTube. Deci, dacă doriți să-mi puneți întrebări, de asemenea, pe YouTube am și display-ul pe care am să explic câteva lucruri foarte, foarte importante. Momentan văd că lucrurile sunt ok, calitatea pare a fi ok. Vă rog frumos să scrieți pe YouTube unde sunt uh, uh, cu sunetul, dacă se aude bine sunetul, dacă este totul în regulă, ca să putem trece, să putem trece la treabă, dragii mei am să pun în textul de pe, în, pe Facebook, Facebook, aici e Facebook, am să pun linkul de pe YouTube în comentarii, astfel încât să puteți să intrați pe YouTube și să mi adresați întrebări acolo. Vreau să vă spun celor care mă urmăriți pe Facebook că nu pot. Eu pot doar să transmit datorită contului soției mele prin care m-am logat la pagina de Facebook. Nu pot să vă răspund, nu pot să dau like și de aceea o să vă rog foarte frumos să veniți pe YouTube. Acum îl pun pe YouTube. Și o să vă rog să veniți pe YouTube, să vedem cât stăm picioare live-ul aici pe Facebook. Vă salut și pe cei de pe TikTok, de asemenea puteți să-mi adresați întrebări pe YouTube. Am să fac săptămâna viitoare, marți, miercuri, să văd exact când, am să fac un live special pe TikTok, cum am făcut și săptămâna aceasta, pentru a vă răspunde întrebărilor de acolo. Bun. Haideți să venim aici. Văd că suntem live pe YouTube. Lucrurile par a fi ok. Da. Am zis că începem discuția. M-au zis bine pe YouTube? Suntem ok? Este ok totul? O, oh, Mihai, mulțumesc frumos, mulțumesc. M-au zis bine pe YouTube, da? Aici este live-ul, văd că suntem, suntem ok, se poate vedea, se aude, bun, perfect, am să pun așa comentariile mai mari. Știu că, știu că în transmisia live, cei care se uită de pe Smart TV pot să vadă comentariile, nu știu exact unde, stânga, dreapta, ele pot fi și anulate. Eu le pun aici ca să se vadă și aici să le văd și eu să putem, să putem discuta. Mă bucur foarte mult că sunteți prezenți, mă bucur foarte mult că, se aude. Sper să fie totul ok, să nu avem probleme cu RDS-ul pentru orice eventualitate. Eu sunt pregătit cu Duda, care îmi va permite, dacă din nou RDS-ul îmi ia piuitul, îmi va permite să mă, conectez, să mă conectez pe o altă rețea de telefonie mobilă. O să vedem după 4-5 minute, m-a întrerupt săptămâna trecută. Vreau să vă rog foarte frumos pe toți cei care sunteți pe YouTube să dați like, și să redistribuiți acest Q&A. Este foarte important să faceți acest lucru pentru că astfel algoritmul YouTube vede că există interacțiune și transmite mai departe, recomandă mai departe acest live către cât mai multă lume. Și cu cât este mai recomandat, cu cât ne vede mai multă lume, cu atât mai bine este pentru, uh, mesajul, uh, pentru mesajul nostru. Uh, ce păreai, Ștefan? Uh, Raifan R. ce părere despre Crisi Danileț și despre propunerea lui cu privire la educația juridică în școli? Cred că este o idee foarte bună. Mulțumesc Ovi pentru Super chat. cred că este o idee foarte bună. Crisi Danileț este foarte avansat cu acest proiect și cred că ar trebui să fie educația juridică în școli un must, ar trebui să fie ceva obligatoriu. În noile generații ar trebui să știe ce înseamnă legea, ce înseamnă statul de drept, cum trebuie să raporteze la lege și, foarte important, ce drepturi au dacă noi am avea o generație măcar tânără, pentru că cei care au crescut mai mulți ani sub comunism sunt obișnuiți să suporte fel și fel de porcării, că așa a fost dictatura și cumva oamenii s-au învățat în perioada dictaturii să suporte și să nu aibă o reacție, pentru că cine avea reacție în perioada dictaturii avea de suferit foarte grav. Și mulțumesc, Dumitru Teodor, pentru superchat. Și atunci, măcar noile generații, dacă și-ar cunoaște bine drepturile, dacă în continuu ar hărțui în justiție toate instituțiile care le încalcă drepturile, să știți că statul ar fi forțat să se democratizeze, ar fi forțat să respecte legea. Din păcate, foarte puțini iau inițiativa în această direcție. Există și un motiv temeinic pentru care se întâmplă acest lucru și anume faptul că durează foarte mult procesele și este o procedură foarte anevoioasă și te îngroapă în hârtii și în proceduri și îți mănâncă zilele. Eu acum am, de am două procese. Știți că am făcut un material săptămâna trecută cu un procuror de la parchetul militar care tot închide niște cazuri. Un caz absolut evident. Trebuie să contest, să-l dau în judecată, să merg din nou la tribunalul militar, să plădesc din nou în fața instanței. Și îl mai am pe tovarășul Lulea. Tovarășul Lulea, patronul lui Simion, care după ce m-a denigrat, după ce a mințit pe site-urile lor că eu fac evaziune fiscală, că eu sunt plătit de PNL, tot el m-a dat în judecată. Ca să vedeți ce ne simțiți sunt oamenii ăștia și pe cale de consecință trebuie să mă apăr. Și într-adevăr este o procedură greoaie, dar este important să tinerii noile generații să cunoască, să cunoască legislația. Este foarte, foarte, foarte important. Dragii mei, cei care sunteți pe Facebook, pe TikTok, cel mai bine este să veniți pe YouTube. Aici răspund întrebărilor și aici putem sta de vorbă. Așa, Sherlock Holmes spune că băieții de la Bună România ar fi vorbit despre treaba cu 10 august și ar fi ironizat jandarmeria. Da, eu chiar mă mir cât îi mai lasă Oancea să... <laughs> Pentru că e clar acolo, sunt cumva în afara intereselor postului, la un moment dat o să-i dea afară sau o să-i închidă, prea, prea își, prea, își fac, prea își fac, numărul și își fac numărul în ciuda politicii editoriale a postului. Cineva vorbește despre nu știu ce. Nu știu ce scandal ar fi fost la Brăila, zice că ar fost un jurnalist local bătut, nu cunosc acest caz, nu m-am documentat pe tema lui, pe cale de consecință, da. Aha, bun. Pe cale de consecință, pe cale de consecință nu mă pronunț în legătură cu subiecte pe care nu le documentez. Trebuie să vedem din ce sursă vine, ce s-a întâmplat. Dacă într adevăr cineva a agresat un jurnalist, nu contează cine, da, nu contează cine, ce calitate politică are, este foarte grav. Și acea persoană ar trebui trasă la răspundere. Despre asta, despre asta vorbim. Bun. Scandalul din sectorul 1. Am spus că începem despre a, să discutăm despre asta. Am și anunțat în titlul live-ului meu. Văd că pe YouTube între timp creștem încet, încet. Mă bucur foarte mult. Nu uitați să dați like. Suntem 435 de persoane în momentul de față la acest început de emisiune, să spunem așa. Și 277 de like-uri. Hai să ridicăm cu like-urile până la 400 măcar ca să ca să meargă, să meargă cât mai bine treaba. Bun. Am zis că vă vorbesc despre scandalul Clotid Armand, care, mă rog, ar trebui să fie simplu pentru majoritatea românilor, sau cel puțin măcar pentru cei care în ultimii ani au fost atenți la ce se întâmplă în țara noastră. Din păcate nu este simplu, pentru că este foarte multă manipulare. Și este foarte multă manipulare pentru că cei care s-au îmbogățit de pe urma tarifelor foarte mari, foarte mari. Între primarul de la Oradea spunea că tariful în sectorul 1 este de 5 sau de 6 ori mai mare decât în Oradea. Și asta este o afacere perfectată pe vremea primarului Kiliman, continuată de restul primarilor, în care Clotilde Almand încearcă să stopeze furtul. Despre asta este vorba, atât de simplu este. Lucrurile se complică pentru că. Tudorache a băgat foarte mulți bani în toate televiziunile de știri. Probabil că unii dintre cei care mă urmăriți, de fapt nu probabil, cu siguranță, cei mai mulți dintre cei care mă urmăriți de foarte mult timp și m-ați urmărit anul trecut în campania electorală, vă aduceți aminte de, mă rog, era unul dintre materiale, da? Era unul dintre materiale, da? Minciună șocantă, Spitalul primarului PSD Dan Antudorache există doar la fața, există doar pe hârtie. La fața locului este cu totul altceva. Da? Țineți minte acest material, dragii mei? Nu mai un pic, că mă, mă, încurc aici. În, mă încurc în... A, așa, numai o secundă. A, așa, că mă încurc în display-ul ăsta, da? Țineți minte? Țineți minte spitalul fals cu care s-au lăudat? Știți că am făcut un reportaj la fața locului și, mă rog, a ieșit scandal după aceea ce ne au le-a interzis să difuzeze, să mai difuzeze spotul fals. Da? Ăsta este un singur exemplu, pentru un singur obiectiv în care Tudorache a băgat foarte mulți bani în toate televiziunile de știri. Peste 100.000 de euro numai în postul B1 TV. Foarte mulți bani în România TV. Atât în România TV, și Lazarus, care este figurantul lui Sebastian Ghiță și a făcut marele manipulări, cap vid, cu acea fată prostituată, Oana Lovin, cu codruța Cerva, care astăzi duceau gunoaie la primăria sectorului 1. Totul este o regie PSD. -istă. Sigur că dacă televiziunile de știri și foarte mare parte din presă n-ar fi fost cumpărate ani și ani de zile de Tudorache, din bani publici. Probabil că ar fi prezentat corect situația și probabil că oamenilor le-ar fi fost foarte clar cum stau lucrurile. Pentru că Tudorache le-a dat foarte mulți bani, le-a șpăguit în esență, despre asta este vorba, pentru că s-a întâmplat acest lucru, ele nu prezintă corect realitatea. Vă rog foarte mult cei care sunteți pe TikTok, cei care sunteți pe Facebook, puteți să-mi adresați întrebări pe canalul meu de YouTube, acolo răspund la întrebări Mai puțin la întrebările cine te plătește, cum te plătește, de cine ești cumpărat Pentru că astea sunt uh, ușor de văzut pe Google E stupit să mai răspund la astfel de întrebări Din Zombieland, zombifi pe zombificații, rog frumos să se, uh, să se abțină Deci răspund întrebărilor de pe YouTube, acolo puteți veni să-mi puneți, uh, să puneți uh, întrebări Rog regia de emisie zombificații de pe TikTok, că acolo văd că este un pic au năpădit zombi pe noi să îi blocheze și să mergem înainte cu oamenii care sunt, care sunt ok. Bun. Pentru că Tudorache, revenind la Clotid Armand, pentru că Tudorache a plătit foarte mulți bani, păi ăștia mint, oameni buni. Mint. Nu este o întâmplare și vreau să vă arăt niște articole. Da? Din Hot News, de pe vremea când Hot News era un site super ok, 2015, da? Stenograme din dosarul Chiliman, discuție între Vlad Moisescu și Sebastian Ghiță despre dezbaterea Ponta Iohannis Aici sunt toate discuțiile care ne arată implicarea lui Ghiță da? în povestea aceea de la început, pentru că povestea este foarte veche și au fost dosare penale, oameni buni, instrumentate de procurorii DNA. Din motivele pe care le veți citi aici, eu nu o să dau toate citirea întregului articol, pentru că vreau să și răspund la întrebări. Dar din motivele pe care le vedeți aici, astăzi ați văzut pe România TV mediatizat circul făcut de e, vuvuzelele pesediste, Cerva, Lovin. Din acest motiv l-ați văzut ieri pe Robert Turcescu, mergând cu B1 TV și cu România TV după el, chipurile el și că duce gunoaiele la... Asta este o regie, da? o regie a mafiei pesediste. Banii primiți de la reprezentanții societăților comerciale au fost împărțiți în următoarele procente: 30% Andrei Chiliman, 15% Vlad Moisescu, 15% Ioana Costescu, 15% Ioan Brad, 10% PNL filiala sectorului 1. Da? Ca să înțelegeți despre ce vorbim. În dosarul ăsta s-a vorbit inclusiv despre implicarea concretă a posturilor B1 și România TV. Ăsta este un alt articol din 2018, da? milionarul Florian Walter. Ăsta a făcut firma asta de gunoaie. Aici este o mafie absolut incredibilă, oameni buni. Și în esență ăștia vor să erau obișnuiți cu Tudorache, care le plătea niște servicii total la suprapreț, cele mai mari servicii din țară, și Clotid Armand vrea să oprească furtul. Despre asta este vorba. Și pentru că Tudorache și PSD-ul au interese politice, ele de înțeles, contrare primarului ales Clotid Armand, toate televiziunile cartelului Mafia Media prezintă deformat situația. Pentru că există parteneriatul media penal între inculpatul fugar Sebastian Ghiță și infractorul și inculpat Dan Andronic, despre care eu am vorbit, Andronic m-a dat în judecată și în justiție, am demonstrat că există parteneriatul media penal, deci este o realitate confirmată în justiție, Robert Urcescu, care este mai nou servitorul infractorului Dan Andronic în redacția Evenimentul Zilei, s-a dus cu gunoiul la primăria sectorului 1 și la Romprest, încercând să pună semnul egal între mafioți și omul care își dorește să rezolve problema. Omul care zice, bă, nu e ok, furtul ăsta trebuie să fie stopat. Nu e regulă să plătim tarife atât de mari. Din acest motiv, vedeți aceste lucruri. Și într-un mod foarte pervers și foarte perfid, așa cum fac de altfel televiziunile astea, Antena 3, România TV, Realitatea, unde este băgat infractorul Maricel Păcuraru, care are și el legătură cu Romprest, da? împreună cu Cosmin Gușa, care este bidonul PSD și partener de șmecherii și manipulări cu toarășul Dâncu, Toarășul Dâncu, eminența cenușie după unii, după alții eminența căcănie a PSD, da? cel care îl chema la ordine în 12 decembrie pe George Simion și George Simion se ducea la ordine, pentru că există toate aceste interese, se întâmplă tot acest spectacol. Leontina Cray, cu asta răspund și întrebării ce părere despre gunoiul dus pe treptele primăriei sectorului 1. Și oamenii nu sunt corect informați. Oamenii nu sunt deloc corect informați. Și televiziunile, din păcate, sunt urmărite de foarte multă lume și foarte mulți oameni sunt induși în eroare, chiar dacă au informația la îndemână, în foarte multe, pe foarte multe subiecte Vedeți cei care mă urmăriți pe YouTube, pe Facebook, mă știți mai bine aici, eu am păstrat curățenia, pe TikTok sunt mai nou, de aceea încă n-am apucat să blochez locuitorii din Zombieland pe toți Dar pe măsură ce trece timpul rezolvăm problema Chiar și într-o problemă simplă, vedeți, problema asta simplă am văzut că a scris cineva pe TikTok cine îl plătește pe Molimbot, care este o problemă foarte simplă, oameni buni. Deci ceva mai simplu decât asta nu există, da? Fac această demonstrație pentru cei de bună credință. Ai scris pe Google cine îl plătește pe Molimbot și vezi o grămadă de materiale, da? patreon.com. Imediat ai ajuns și ai văzut câtă lume îl susține pe Molimbo și cu ce sumă. Deci e o chestie simplă, nu e o chestie complicată. Cum e asta, că Kiliman acum nu știu câți ani a făcut niște contracte, fiind plătit de mafioți, a făcut contractele pe 25 de ani, că se plătește preț foarte mare, că e bogată, ăla, că e bogat ăla, că e bogat ghiță, că e... deja e o problemă complicată, vă dați seama. Asta e o problemă simplă. A zis unul pe Molin Botul plătește nu știu ține, scrie pe Google cine îl plătește și vezi exact că îl plătesc oamenii. Deci e o chestie simplă. Simplă. Ceva mai simplu decât asta ar fi, nu știu, ce culoare are cerul, faptul că cerul e albastru. Scoți capul pe geam și vezi cum e cerul sau cum e vremea afară. Dacă într-o problemă atât de simplă există atât de mulți oameni, săraci de ei, hăbăuci, i-ați văzut pe TikTok, da? care umblă în jurând și grohăind, da? unii vorbesc foarte urât, e specific asta, cei care pică în manipulările psd mafiote, în general sunt oameni foarte proști și foarte slab educați, rudimentar educați. Și vezi din modul în care își exprimă, se exprimă pe rețele sociale. Toți în toți vorbesc urât și toți în jură Deci nu știu nici măcar să înjure, uh, să înjure uh, civilizat. Ei, dacă într-o problemă atât de simplă, în care e simplu, sunt atât de mulți hăbăuci și prostălăi care săracii de ei Trăiesc într-o realitate paralelă, vă dați seama, problema gunoiului, care e o problemă mai complicată, de ce avem atât de mulți oameni care nu înțeleg, ei, habar n-au pe ce planetă trăiesc. Deși ar putea să informeze, pentru că aceste articole despre care eu v-am vorbit, da, astea sunt pe net, este ușor să le citești, să vezi toate încrengăturile. Este foarte important să vă informați, dragii mei, de ce? Pentru că știți, se spune că ești ceea ce mănânci. Dacă mănânci porcării, o să te facă rău și la urmă o să te îmbolnăvești și poate o să și mori dacă mănânci mâncare stricată, dacă nu te uiți la termenul de garanție. Aceeași poveste și cu informația. Dacă nu îți respecti, dacă nu te respecti pe tine, propria ta persoană și nu te informezi cât de cât corect, ajungi să mori din punct de vedere, cum să vă explic, intelectual, cerebral. Deci ajungi să devii un zombie. Ajuns să devii un individ care habar n-are pe ce lume trăiește și trăiește într-o realitate paralelă. Uh, repet, răspund întrebărilor de pe YouTube. Deci toți cei care doriți să-mi puneți uh, întrebări, vă invit să intrați pe canalul meu de YouTube unde puteți găsi răspunsuri în legătură cu activitatea mea. Toți cei care doresc să afle răspunsuri în legătură cu activitatea mea. Deci cam asta este povestea, dragii mei, cu uh, Clotilde Armand. Și lucrurile, lucrurile, ar trebui să fie, să fie simple. Dacă avem o presă care să informeze corect, ar fi fost simplu. Din păcate avem o presă putre de coruptă. Ați văzut săptămâna aceasta, n-au vorbit niciunul despre subiecte importante. Nu le-au descris așa cum ar fi trebuit să le descrie. Și n-au vorbit nici atunci când am avut sentințe definitive în justiție și am făcut un material pe această temă, zic eu că este foarte important, mai ales pentru toți cei care ați fost în stradă revoltați de ce s-a întâmplat în 10 august. Omerta, un judecător confirmă ceva grav despre 10 august și le deschide cazul. Presa ascunde totul. Vă invit ca după acest live să intrați să urmăriți acest material. Este foarte, foarte, foarte important acest material. Bun. Hai să revenim la live, să revenim la Q&A și la întrebările pe care mi le adresați. Vă repet, răspund întrebărilor de pe canalul meu de YouTube. De altfel, la un moment dat o să venim cu toții pe, pe YouTube. Am să întrerup live-urile de pe celelalte rețele sociale și am să vă invit pe YouTube pentru că e mai eficient, e mai eficient așa și pentru cei care urmăresc pe YouTube și pentru dumneavoastră. Mă concentrez într-un singur loc și pot să răspund la întrebări. Marian zice că nu mai am nasul roșu, păi nu mai am, că ieri m-am bronzat, am fost cu bicicleta, am un Pegas cu tezător, am făcut o plimbare de vreo 40 de km prin București, prin Parcul Herăstrău, pe piața, pe Calea Victoriei, pe malul Dâmboviței, Splaiul Independenței, cred că se cheamă, și m-a purlit, m-a prins soarele, m-am dat cu ceva cremă, mi-a rămas de anul trecut și lucrurile sunt mai, sunt mai, okay, sunt mai ok, acum. Mă bucur că mă, mă bucur că mă auziți. Haideți să vedem, haideți să vedem întrebările. Zic că avem multe lucruri de discutat. Mario Mocan este acaparat de servicii. Nu știu dacă e acaparat de servicii, nu. M-am tot vorbit în fiecare live, vorbesc despre Mario Mocan, despre diaspora europeană. Cred că am spus de foarte multe ori care este poziția mea. Acum ei încearcă să construiască ceva politic. Evident că ceea ce construiesc ei politic îi deranjează pe cei care sunt deja în uh, politică. Și de ei se nasc fel și fel de lucruri. Pe 1 martie 2018 ai avut un incident cu un agresor care chipurile l-ai deranjat în trafic. Cum a decurs plângerea pe care ai făcut-o? Uh, chiar zilele acestea pregăteam o petiție, o reclamație la corpul de control al Ministerului de Interne pentru că poliția n-a făcut nimic. Nimic mi-a registrat plângerea, ar fi trebuit să mă audieze, să vin cu probele video că aveam filmat totul și poliția n-a făcut nimic, Am buni. Nimic! Nimic! Da? E... și am alte proceduri mai importante de făcut cu jandarmeria, cu procese civile pe care trebuie să le fac. După aceea vreau să fac și această sesizare. Din păcate avem instituțiile statului care sunt sub Ministerul de Interne, sunt foarte, foarte incompetente dacă nu de rea credință. Și corupția este în poliție, după părerea mea, și lipsa de profesionalism este la un nivel atât de generalizat încât Pur și simplu, oamenii ăștia nu-și mai îndeplinesc rolul pentru care sunt plătiți. Ceea ce este foarte, foarte grav. Hanzo zice, v-am văzut ieri în Herăstrău cu bicicleta. A fost vreme bună, a fost foarte multă lume în Herăstrău. Dar să știți că e o problemă. Lacul Herăstrău e foarte frumos. Dar pe un mal al lacului fel și fel de șmecheri, au deschis fel și fel de pontoane și de terase. Asta îngustează trotuarul. Și e foarte greu pentru cine merge, fie bicicliști, fie sunt foarte mulți oameni cu bicicleta, sunt foarte mulți oameni cu trotinete, sunt oamenii care merg pe jos cu copii. Uh, unii dintre cei care merg cu biciclete și cu trotinete merg și mai tare și asta face să fie uh, să îi pună în pericol pe cei care sunt cu copii și merg pe jos. Autoritățile ar trebui să intervină, după părerea mea, nu ar trebui în parcul Herăstrău să fie pontoane, terase și așa mai departe, toate mizerile care sunt acolo. Sigur, ele sunt afaceri de lux, sunt oameni cu foarte mulți bani, foarte multe interese, dar parcul ăla ar trebui să fie al tuturor. Ori acolo niște șmecheri au cam ocupat. Eu nu știu cum au putut să construiască terase practic pe malul lacului și peste apă, că din câte știu eu n-ai voie să construiești în albia lacului. Eu așa știu, ca jurnalist eu că așa era legea. Eu nu știu cum au construit ei în albia lacului, de exemplu. Da? Și acolo, acolo e o problemă. Acolo primăria ar trebui să desfințeze tot cei pe malul lacului. Da? Cei care sunt mai vechi și care sunt în alte zone să stea acolo unde sunt, da? că nu desfințăm de tot activitățile economice. Și trotuarul să fie lărgit peste tot unde se poate, astfel încât să, Poate circula decent și ci fără să se, uh, fără să se pună în pericol și bicicliștii, și cei cu trotinetele, și cei care sunt cu copiii mici. Așa era legea. Dacă plătești, poți să faci lucrul ăsta. Da, dacă dai șpăci, așa este. Fostul primar s-a înțeles la preț și la acte, la fel face și Chirica. Da, este foarte posibil. Elena Badea, singura eradicare a Caracatiței este votul. Așa este, doamna Elena Badea, vă dau foarte mare dreptate. Este foarte important să ieșim la vot, dragii mei. În rest, degeaba vorbim. Sigur, dezbaterea publică pe subiectele de interes ține de sănătatea democrației și e important să avem aceste dezbateri. Ele ne ajută să înțelegem mai bine lucrurile, dar ele trebuie să se finalizeze cu prezența la vot. Cu prezența la vot. Văd că foarte multă lume îmi scrie, văd pe Facebook, în legătură cu denigrele de la România TV puteți face sesizare la CNA. Deci dacă vă deranjează ceva din programul România TV, face sesizări la CNA. Se intră pe site, căutați formular sesizare, durează 40 de secunde și cu ocazia asta o să vedem și cum funcționează noul CNA. Raifan R. Crezi că Roman Protasevici va scăpa de condamnare sau în cel mai rău caz există posibilitatea să fie condamnat la moarte, așa cum se zvonește? Are vreo șansă uie în fața lui Lukashenko? Eu nu cred că se va ajunge chiar până la executarea unei pedepse. Condamnarea poate să vină, dar nu cred că se va ajunge până la executare. Uniunea Europeană pune și comunitatea internațională pune presiune pe Lukashenko și el nu poate să ignore această presiune. Dar nu cred că are vreo șansă să scape din pușcărie, fiind într-o țară, într-o dictatură. Și noi eram în dictatura asta dacă Dragnea nu intra la pușcărie. Asta ne aștepta și pe noi. Dar lucrurile să știți că nu sunt, nu sunt pe deplin tranșate, pentru că vin alegerile din 2024. Când, dacă nu ne vom prezenta la vot, riscăm să mergem în această direcție, dragii mei. Exact în această direcție riscăm să mergem. Bun, haideți să vedem ce întrebări mai sunt să le iau puțin de sus în jos. Salutări din Irlanda, eu tocmai ce am fost deblocat pe Facebook de ziua mea, de 1 iunie, nici n-am putut mulțumi celor care mi-au transmis urări. Eu, dacă e polinarul eu încă sunt blocat, mai am vreo șase zile de blocaj, nu pot să dau like, nu pot să comentez, nu pot să fac nimic. Facebook este o mizerie, efectiv, pur și simplu o uh, mizerie. Sper să se reglementeze lucrurile și la un moment dat să revină în, uh, în făgașul normal. A, așa, se vede sau de perfect, subiect bun, economia, situația juridică. Să știți că procesele sunt așa groaie cu un scop bine definit. Nu știu, dar este, este imposibil să te judeci ani de zile pe o speță care teoretic ar trebui să fie simplă. Să ai dosare penale în care ai făcut plângeri penale acum 3-4 ani de zile și procurorii aia nu fac nimic. Nu se poate așa ceva, oameni buni. Nu se poate așa ceva. Jandarmeria nu reacționează în cazul aur Șoșoacă, că par paralizați în fața manifestațiilor anarhiste. Aici este o chestiune, să știți că m-a pus pe gânduri ceva, ceva foarte interesant. Șoșoacă și Simion nu puteau să facă tâlhăria civică din piața Victoriei, dacă nu, pentru că jandarmeria, ăștia sunt niște bătăuși, niște executanți ai ordinelor. Ministrul de interne a fost ministru PNL în toată această perioadă. Teoretic, dacă primeau ordin să aplice legea, ei aplicau legea. Ordinul de neaplicare a legii a venit cu girul ministrului PNL. Nu știu câți ați observat că în momentul în care Florin Câțu și-a anunțat candidatura la șefia PNL și a devenit competitor direct pentru Orban, Orban care îl controla pe Marcel Vela, ministrul de interne, din perioada în care Simion și-a făcut de cap prin piața Victoriei, în secunda a doi, Simeon s-a dus și a denigrat pe părinții lui Florin Câțu. Nu știu dacă ați observat chestia asta. Eu cred că nu este o coincidență. Este foarte posibil ca mizeria asta să fi beneficiat de sprijinul lui Orban și în timp o să ne dăm seama exact ce fel de joc a fost aici. Dar eu cred că nu e o coincidență că în secunda 2 în care Câțu a anunțat că devine competitorul lui Orban, Simion imediat a sărit să-i denigreze pe părinții lui Florin Câțu. Mama lui Florin Câțu a și murit din respect pentru situația delicată în care se află prim ministru. N-am să discut mai mult pe această temă, dar am vrut doar să punctez acest aspect. Din păcate, mulți oameni au fost induși în eroare. Aceeași poveste ca și cu România TV și cu Antena 3. Oamenii văd lucruri acolo sau la realitatea. Sau la B1 TV, la Mafia TV. Și mă întreabă uneori și îmi spun, domne, ai văzut că oameni buni trebuie să evitați să consumați produse stricate. Eu zic că în anul 2021, luna iunie, dacă ești cât de cât interesat de situația României, de subiecte politice, de subiecte sociale, este imposibil să nu știi cine este și ce hram poartă George Simion. Și este o mare greșeală dacă stai să te uiți în gura lui. Orice face. Fi sigur că și dacă îți spune că cerul e albastru, și cerul e albastru, asta e un adevăr, de spune un adevăr. Fii sigur că nu o spune de dragul adevărului. Fi sigur că o spune pentru un interes pervers și murdar. Și nu te uita la el, evită. Evită să consumi produse stricate. Am făcut acest exemplu și am să mai fac încă o dată în această seară, pentru că mi se pare un exemplu. Știți că mi îmi place tot timpul să creez paralele mai simple. Ele ne ajută să înțelegem o situație complicată. Imaginați-vă că ai mers într-un restaurant și ai mâncat mâncare stricată și te-ai îmbolnăvit și ai ajuns la spital. Și peste o săptămână un prieten îți spune, hai să intrăm la restaurantul ăsta. Păi tu intri cu el. Tu nu-i spui, bă nebunule, aici m au îmbolnăvit, ăștia servesc mâncare stricată. Și intri din nou. Și te doare burta. Și în loc să fie clar pentru tine că doar te-ai mai îmbolnăvit odată, doar e clar că ea sunt ticăloși. Tu cauți alte explicații. Cauți alte explicații. Și domne de la ce o fi? Păi cum de la ce e? <laughs> Doar acum o lună de zile te-ai îmbolnăvit acolo și acum ai mâncat din nou și te doare din nou burta. Nu e clar de la ce e? Înțelegeți, dragii mei? Despre asta este vorba. Care a fost justificarea celor de la Facebook că te-au blocat? Că i-am spus unei, unui psd pesedistă ce era care m-a amenințat cu moartea, m-a înjurat. Și am spus că e zombificat că face astfel de amenințări și că nu se vorbește așa, că sunt dezaxați. Și mi-a zis că încalcă standardele comunității. Și eu am mii de raportări mii de raportări pentru amenințări cu moartea, pentru injurii, pentru lucruri, înjurături de mamă, de morți, de ce vreți dumneavoastră, de ceva infinit mai grav decât chestia asta, că îi spui unuia, bă, dezaxatule, nu vorbi așa, e zombificat, ce e cu tine? Și Facebook niciodată pe nu-i blochează, niciodată. Dar pe mine m-a blocat imediat. O prostie, oameni buni, o prostie. Deci la Facebook este o mare problemă. Din câte, și sunt pe urmele acestei firme, se pare că e o firmă din Iași care se ocupă de marketing online și care a fost subcontractată de Facebook ca să facă aceste moderări și cu siguranță au legătură cu psd -știi și de aia se întâmplă lucrurile cum se întâmplă Peste asta se adaugă și problema extrem de gravă a controlului Rusiei asupra Facebook și asta este o poveste foarte gravă la nivel global s-au făcut documentare, filme pe această temă și nu vreau să mai intru eu în detalii că avem lucruri mai domestice, mai de ale noastre despre care să, să discutăm. Ce părere despre Dragoș Potrar? O părere foarte proastă. Este o creație a inculpatului fugar Sebastian Ghiță. În perioada 2017-2019 a validat toate punctajele cartelului Mafia Media, a validat toate porcările pe care Ghiță le spunea despre Chiove și mai multe detalii am să te rog foarte frumos să cauți pe canalul meu de YouTube Mălimbot plus Dragoș Potraru. Acum 2 ani de zile am fost întrebat în în piața în fața Parlamentului, la un protest, am fost întrebat ce părere am despre Dragoș Potraru și tot ceea ce am spus acum 2 ani de zile subzistă și este valabil și în ziua de astăzi. Ce părere ai despre Bobby cu care are emisiunea lui? Păi e postul de televiziune al lui. <laughs> e postul lui de televiziune. Și în stilul ăsta tipic românesc, da? Când România fac presă și sunt patron de presă, oameni care n-au nicio treabă cu jurnalismul, cu habar n săraci de ce ar trebui să însemne presa și jurnalismul. Și atunci. a uh toți patronii de presă vor să scrie editoriale, vor să facă emisiuni. Așa înțeleg ei să se comporte ca patron de presă. Da? Așa, stați așa că am pe unul aici, un zombolău rău de tot, rău de tot. Hai să-i dăm. Așa, bun. Tudor Mușat. Tudor Mușat face o emisiune de dezbatere, e relativ ok, nu, nu prea am ce să-i reproșez, dar e rău, e nasol că e la B1 TV. Asta este foarte nasol. Acolo e o problemă cu politica editorială a postului. Sigur, în această politică editorială există oameni și oameni. Mănăstire e <laughs> la nivel de mercenar de presă, ca și Tudor Barbu. Că mă întreabă cineva ce păream despre Tudor Barbu. Exact aceeași părere. Cum îl vezi până în acest moment pe Nicușor Dan ca primar? Mi se pare că încearcă să facă niște lucruri ok, la fel ca și Clotid Armand încearcă întâi să rezolve niște furăciuni, încearcă să rezolve niște probleme foarte grave. Acum durează până când va putea să rezolve aceste probleme. Oricum în șase luni, șapte luni de zile, sper că nimeni nu își imaginează că se pot schimba într-un oraș lucrurile într-o manieră vizibilă. După un an, doi poți să evaluezi o performanță administrativă cu atât mai mult cu cât ai de-a face cu un oraș sau cu un sector în cadrul clătit de profund bonlav. Și aș vrea să vă fac o paralelă la care m-am tot gândit săptămâna aceasta, pentru că m-am tot gândit cum să fac să explic situația de la București, situația de la sectorul 1, într-o manieră foarte, foarte simplă. Haideți să ne imaginăm două orașe, două orașe care ar fi doi oameni, da? să facem paralela asta, da? să luăm București și Oradea, de exemplu. Da? ia Oradea pentru că este un exemplu de bună administrație și orașul arată relativ ok. Sau orice alt oraș care arată ok, care nu are fel și fel de mafii din astea, care n-a avut Gabriela Firea, n-a avut Oprescu, n-a avut... Este ca un om sănătos. Deci un om sănătos, care mănâncă sănătos, care doarme cât trebuie, care face și puțin sport și pe care vrem să-l aducem, să-l trimitem la sală și să-l aducem să Facă pătrățele la abdomen, da? Sigur că acolo e foarte ușor. Omul e sănătos, n-ai ce lucru să-i faci. Doar îl programezi la sală, îl trimiți la sală. Și îl urmăresc să facă pătrățele. E simplu, să fii primar într-un oraș curat. Și rezultatele se văd foarte repede. Dar da, dacă al doilea om este bolnav, și e grav bolnav, da? Nu știu, are cancer, trebuie operat. Tu nu poți să te aștepți să meargă la sală să facă pătrățele. Întâi trebuie să stea omul ăla în spital, trebuie să se opereze, trebuie să stea în convalescență, trebuie să-și revină după intervenția chirurgicală. Și abia apoi el se va putea duce la sală să înceapă să arate frumos, să facă pătrățele, să-i faci o freză faină și așa mai departe. Cam asta este situația cu Bucureștiul. Este și foarte multă propagandă, da? și foarte, acum toată propaganda psd spune, doamne nu se face nimic. Antena 3, urlă, ăsta, cartelul Mafia Media, e plin Bucureștiul de gropi. Eu stau în București de 11 ani de zile și de 10 ani și nu mi se pare că sunt mai multe sau mai puține gropi decât înainte. <laughs> nu mi se pare că ar fi o rata gropilor mai mare. Bă, da, pe vremea lui Firea nu am auzit pe unul să zică ceva de gropile astea. Pe unul? Nu, era bine. Ori aici întâi ei trebuie să facă curățenie. Da? Imaginați-vă o casă care este curată, într-un fel menții curățenia și îmbunătățești o casă care este curată, la care nu trebuie să-i repare acoperișul, pe care nu trebuie să o zugrăvești, care nu are instalațiile sparte și curge apa prin baie și prin bucătărie. Și vine un nou primar, un nou proprietar care, na, ce face? Schimbă mobila, ia mobila veche, aduce mobilă nouă. Asta se face în 24 de ore, da? Și ai un alt proprietar care are o casă, vai, mama ei lăsată de fostul proprietar în paragină. Normal că nu poți să schimbi mobila. De ce? Pentru că dacă tu schimbi mobila și nu repari acoperișul, îți plouă și îți distruge mobila nouă. Și atunci, normal că durează să repari acoperișul, după aia să repari instalațiile, după ce ai reparat instalațiile, să pui podele în noi, că podele au fost umflate de apă, să zugrăvești și după aia vii cu mobila. Normal că durează. Și atunci vin ticăloșii, perversi. Și spun, uite, domne, vecinul de la apartamentul nu a schimbat mobila în 24 de ore. Tu de ce nu o schimbi? Nenorocitule, incompetentule, ticălosule. O mare dezamăgire, un dezastru. <gântu -i> Înțelegeți? Asta fac oamenii ăștia. Asta fac oamenii ăștia. Nu mai știu nimic de Moise Guran. Ce părere ai despre Oana Lovin și Coduța Cerva? Serios? Astea practică sunt niște vuvuzele triste, una luată de pe site-uri porno, aia l am luată, nu știu de pe unde or fi luat și pe aia, de pe ce centură a societății or fi cules da? Sunt niște triste vuvuzele ale șmecherilor ăștia, mafioții ăștia care sunt și în spatele scandalului cu gunoaiele din București. Fac o mică paranteză, 904, 951 de oameni sunteți pe YouTube, 700 de like-uri, vă rog foarte mult să, să dați like-uri și ca să creștem și să venim să, venim, să fie prezentat Q&A-ul recomandat de către YouTube la cât mai multă, la cât mai multă lume. Am să închid live-ul de pe Facebook și de pe TikTok și am să vă rog să veniți pe YouTube să mă urmăriți în continuare să ne, ca să pot să și răspund întrebărilor acolo, că mă împrăștim, mă uit în șapte de părți și până la urmă nu răspund de așa cum trebuie. Așa că vă aștept, dragii mei, pe YouTube. Dacă intrați pe canalul meu de YouTube, o să vedeți QA-ul acolo. Puteți intra în, în QA și puteți să-mi puneți întrebări acolo. Deci vă aștept, dragii mei, pe uh, YouTube. Bun, hai să, ne... hai să ne concentrăm acum, suntem aici cu toții și putem să, să fiu și eu concentrat în un singur loc, că așa e ok, altfel mă împrăști și până la urmă nu bun. Iosefina Pascal, mă întreabă Georgeta Muscaliu, Iosefina Pascal a fost omul de casă și cred că mai este încă al Mariei Grapini, analfabeta Maria Grapini, Lansată de infractorul Dan Voiculescu, cea care încerca să-i fure voturile în Parlamentul European, voturile Laurei Codruța Chieveșii. Deci, vă dați seama că o persoană care a fost șefă de cabinet pe la Grappini, vă dați seama ce calitate poate să aibă dacă a acceptat să lucreze într-un astfel de loc. Iosefina Pascal era împreună cu George Simion, cu Luis Lazarus, cu Codruța Cerva, cu Ana Lovin, la adunările CAP Vid. Și asta spune totul despre, despre ei. Mulțumesc frumos, Amalia Sabo, pentru supercet. Robert Vieru, ce opinia ai despre climatul intern din USR, monopolul de putere, absența de competiție liberă și transparentă? Cred că. Și am mai spus asta și într-un QA de săptămâna trecută, cred, că a fost acel QA, sau de acum două săptămâni, cred că este nevoie de un leadership proaspăt la USR. Cred că ideea lui Dacian Cioloș, ca atât el cât și Dan Barna să facă un pas în spate, cred că este o idee politică foarte bună. Din păcate, Dan Barna nu vede astfel lucrurile și cred că dacă USR nu va face un refresh, Cred că vom avea o mare problemă cu toți în 2024, pentru că nu este numai problema USR-ului, la fel cum bătălia din PNL nu este numai problema PNL-ului, este problema noastră tuturor, pentru că e nevoie ca în 2024 să avem motive temeinice să ieșim la vot. Este nevoie ca principalele forțe politice care sunt teoretic cel puțin anti-mafia, anti-hidra asta, peceristo, securisto, fesenisto, pedeseristo, pesedistă, să aibă un leadership fresh, și să fie mult mai convingătoare pentru a determina prezență la vot. Este foarte important acest lucru, dragii mei. Și sigur că din acest punct de vedere, că m-a întrebat cineva despre Mario Mocan, din acest punct de vedere, faptul că există inițiative politice cum este diaspora europeană, eu zic că este un lucru bun. Până acum, din ce am urmărit eu diaspora europeană, nu i-am văzut să aibă un discurs un discurs care să se suprapună peste discursul PSD-ului sau să fie naționalist-extremist ca al aurului. Deci, teoretic, până acum sunt de partea bună a baricadei. Ce părere ai despre reorganizarea teritorială? Cred că România are nevoie de reorganizare teritorială. Cred că trebuie făcută această reformă. Noi funcționăm cu județele setate de comuniști. Și. Este clar că dacă nu faci reorganizare, n-ai cum să eficientizezi actul administrativ. Despre asta vorbim. Atomic, mă întreabă ce părere ai despre băieții de la Bună România, de la B1 TV. Sunt singura emisiune la care mă uit pe B1 TV, mi se pare că fac treabă ok. Mi se pare că, având în vedere patronatul și interesele patronatului, sunt cam haiduci pe postul ăla de televiziune și mă aștept în fiecare zi să aud că Oancea fie i-a mutat la o oră la care nu se uită nimeni la ei, fie a dat afară pur și simplu. Deci mă uit la ei și mă întreb cât o să-i mai lase Oancea să-și facă de cap. Acum vreau să vă spun ceva spre deosebire de... Că eu știu pe pe toți patronii de televiziuni. Spre deosebire de Ghiță, care este un ticălos foarte profund și un mega mafiot. Spre deosebire de Voiculescu, care este un securist, nu mai vorbim, este tatăl lor. Da? Spre deosebire de Gușă și Maricel Pocurariu, care sunt, hai să zicem, limitați intelectual, da? Gusă nu este un individ pe care să-l dea afară inteligența din casă. Eu sunt convins că dacă i s-ar face un test IQ pe bune, ar fi găsit cu un rezultat modest. Spre deosebire de restul patronilor de presă, să spunem așa, Sorin Oancia de la B1 TV nu este. el sigur face niște jocuri, pentru că are niște finanțări, are niște interese. Dar el nu e un om prost. El este suficient de inteligent cât să înțeleagă, după părerea mea, că are nevoie de băieții de la această emisiune pentru a face credibil postul lui. Chiar dacă băieții știu treaba asta și de multe ori fac jocuri destul de la limită, da? Și atâta timp cât nu atacă pe cei care finanțează postul în momentul de față, decisiv, și nu vine vreun finanțator de tip infractorul Niro sau infractoarea Udrea sau poate Ghiță, că la un moment dat erau niște reclame la vinuri de la cramele lui Ghiță pe B1 TV. Sigur, Sorin Oancea îmi spunea că nu e adevărat că nu are legătură Ghiță, dar se vede în politica editorială. Poate să păcălească pe multă lume, dar eu am 26 de ani de presă. Totuși am lucrat în televiziune 11 ani în București și cunosc foarte bine ingredientele, da? Sunt ca, dacă vreți, ca un specialist, că am tot dat exemplu de restaurant, da? Ca un evaluator de la o revistă da, aia culinară de specialitate, adică mă pun la masă, nu trebuie să văd bucătarul și ce a pus în mâncare, că o gust și îmi dau seama, imediat am mirosit dacă ceva este stricat. Da, mă rog, Sorinu acea avea naivitatea să-mi spună că, domne, stai să vezi că nu e așa. Dar ce vreau să spun, vreau să spun că totuși nu este, nu este chiar atât de uh, și ticălos, da? cum e ghiță, cum e voiculescu, cum e gușă și e conștient de faptul că se duce pe copcă. Dacă nu are totuși măcar o emisiune cât de cât ok, dacă nu are măcar o dezbatere cât de cât curată. Am văzut că a adus-o în prim plan pe Nadia Ciurlin și Nadia este un jurnalist care își face ok atât cât se poate în contextul de la B1 TV Meseria. Și încearcă să păstreze niște zone curate. Dar, în același timp, face foarte multe mizerii. Cu personaje de tip Tudor Barbu, cu personaje de tip mănăstire. Deci, acolo se fac. Și nu e întâmplător. Credeți că e o întâmplare că la mănăstire apare caterul cartelului Mafia Media, Sabin Borcan? Nu e o întâmplare, oameni buni. Nu este o întâmplare. Și că m-a întrebat cineva despre uh, Sabin German, eu am mai tot spus uh, uh, în legătură cu el. Uh, ne am exprimat punctul de vedere, nu am criticat niciodată activitatea lui, pentru că nu cred că este un jurnalist care își face uh, pentru alte interese meseria. Dar, dacă este să spun ceva, hai să zicem și de rău, nu numai de bine, nu neapărat de rău. Ceva care mie mi se pare cu semn de întrebare este asocierea asta între Sabin German și uh, Borcan. Sabin German știe bine cine e Sabin Borcan, ce a făcut el. Și mă așteptam să se distanțeze de el. Și faptul că nu se distanțează de el, pe mine mă nedumerește. Dar nu cred că asta are legătură cu faptul că nu-și -ar, fa nu ar spune corect punctul de vedere și nu ar fi o sursă care este onestă în demersul, în demersul ei. Acum, eu și am, dragii mei, o poziție mai radicală. Pentru că, vedeți, dumneavoastră, suntem diferiți ca și caracter. Eu sunt un tip mai ferm, mai puțin dispus către compromis. Eu sunt un tip cu vederea mai în alb și negru. Eu nu am interese. Sigur, Sabin German, dacă colaborează cu Newsweek, probabil are niște plăți de acolo, are niște interese, vrea să rămână prieten cu toți. Eu mi-am asumat un alt tip de atitudine, dar nu pot cere tuturor celor care uh, sunt jurnaliști și sunt ok să aibă același tip de atitudine radicală. Sigur, așa ar fi ideal. Eu cred că asta este calea. De aceea eu, de exemplu, consider că ce face Clotid Arman face foarte bine. Și în același timp, reprezentanții USR Plus, care se duc pe la Antena 3, care se duc pe la România TV, greșesc. Enorm. Enorm. De aceea l-am criticat pe Dan Barna când s-a dus la Cristoiu și când s-a dus la Antena 3. Eu cred că asta este soluția, oameni buni. Eu cred că avem de-a face cu ceva atât de monstruos și atât de hidos, încât noi nu avem altă cale să stârpim hidra asta decât războiul total, total și radical și fără niciun fel de compromis. Fără niciun fel de compromis. Dar situațiile sunt diferite. Vedeți, eu sunt jurnalist independent, sunt susținut direct de către public, plătit direct de către public. Eu nu am alte interese. Da? Sunt și singurul jurnalist din România care, pe care destinul și întâmplarea, pentru că eu nu știam că există Patreon, nu știam că poți ca jurnalist să lucrezi independent, susținut direct de către public, și cred că nimeni nu știa în România, pentru că modelul ăsta n-a mai existat până acum. Și eu pot să-mi permit să fiu așa, pentru că nu depind de nimeni. Și eu zic că ăsta este marele câștig al tuturor celor care mă urmăresc, al tuturor celor care mă susțin și marele atu al meu este faptul că eu nu depind de nimeni. Eu nu am colaborări cu nicio redacție, nu sunt, sunt canale de YouTube foarte mari care aparțin de diverse companii din astea de, de entertainment de... și ale au contracte de publicitate. Și nu pot să spună orice, pentru că depinde de, cine furnizează publicitate din spate. Sunt site-uri care aparent par ok și care de fapt sunt cârtițe de presă. Cineva m-a întrebat despre recorder, da? care nu ia bani numai de la oameni, care ani de zile a funcționat cu o finanțare, nimeni nu știe de unde au venit banii, care are și contracte de publicitate, are și campanii sociale, care are... înseamnă că tu iei bani de la terțe părți, nu te susține numai publicul. În momentul în care depinzi numai de public, atunci poți să fii 100%, 100%, să fii foarte clar și să n-ai nevoie să faci niciun fel de compromis. E, când ai niște firme de publicitate în spate, când ai, mulțumesc Ovidiu Suciu pentru superchet, când ai niște firme de publicitate în spate, când mai ai niște colaborări cu niște redacții, automat nu mai poți să fii. Automat nu mai poți să fii atât de radical și atât de, de dur. Cam despre asta este vorba. Eu cred că în România, pentru România, având în vedere situația în care ne aflăm, având în vedere faptul că de fapt noi n-am avut niciodată jurnalism cu adevărat uh, pur în această țară, așa cum e în democrațiile consolidate, pentru că am avut o perioadă de comunism, jumătate de secol de comunism în care nu exista jurnalism. Exista propaganda PCR-ului. Am avut anii 90 în care a fost o fereastră de libertate, după care a venit până mafia asta securistă, pesedistă, pedeseristă, a acaparat presa cu mogulii de presă. A fost o perioadă de oarecare libertate. Când eu am debutat în jurnalism, perioada de început, după care a apărut cartelul Mafia Media. Și practic ce s-a întâmplat, oameni buni? Practic toată propaganda comunistă din perioada lui Ceaușescu asta s-a transformat în propagandă pro-mafia pentru grupările de corupție. Despre asta e vorba. Și eu cred că, și vă vorbesc din experiență profesională, pentru că eu am 26 de ani de jurnalism și am trecut pe toate palierele acestei profesii. Și așa liber cum sunt eu de trei ani de zile, de când sunt susținut direct de către public, eu n-am fost, poate doar la începutul carierei mele, când lucram la ziarul local din Reșița, ziar care era își desfășura activitatea numai și numai din vânzarea ziarului la Tarabă. Deci, exact cum e Petriu noastră, da? Te plăteau numai oamenii, aveai libertate totală. În momentul în care intervin contracte de publicitate, în momentul în care intervin colaborări, hai să colaborăm, eu mă bot, semnez un editorial pe Newsweek și mă promovez pe Newsweek și eu trebuie să promovez Newsweek-ul și, automat, Orcanul are niște interese. Automat, ca să nu-l suprapola, să nu-mi stric parteneriatul, automat, poate că nu mai sunt atât de obiectiv. Deci, sunt niște lucruri uh, care afectează profund, profund uh, modul în care jurnalistul ar trebui să-și facă, să facă treaba. Acum, asta este calea pe care împreună am descoperit-o eu și cei care mă urmăriți: cei 780 care. Au fost în luna mai patronii mei. La fiecare sfârșit de lună și început de lună se resetează contorul. Cei care au ales pentru susținerea pentru o lună de zile pe parcursul lunii își renoiesc susținerea și se resetează numai cu cei care au ales să mă susțină pe o perioadă de mai multe luni de zile. Acum sunt 730. Probabil că va crește numărul. Cei care împreună ați. Cu mine am descoperit împreună acest drum, eu cred că noi construim ceva fără precedent și ceva foarte, foarte important. Și am de gând să consolidez acest proiect și împreună cu dumneavoastră să să-l ducem înainte. Pentru că uitați-vă, numai săptămâna asta câte cazuri au fost. Cel mai recent a fost ieri, în care nu s-a vorbit, oameni buni, nu s-a vorbit în presă despre lucrurile care ar fi trebuit să fie spuse a debutat începutul săptămânii cu scandalul cu cartea scrisă de Dan Voiculescu la editura Academiei Române. Și nimeni de la televiziuni, din presa, hai să-i spunem presa mainstream media, cum zic americanii, da? adică principalele mijloace de informare în masă, da? presa principală n-a explicat oamenilor, bă nene, este o legătură între Muguri Sărescu și Dan Voiculescu. De aia, ăștia de la Banca Națională, Muguri Sărescu, a girat cartea lui Dan Voiculescu și Dan Voiculescu a putut să publice la editura Academiei, da? Nu, ex nu se explică oamenilor, nu se spun lucruri esențiale. Ăsta este materialul din uh, 3 iunie. Am fost în fața burlogului, infractorului Voiculescu de la Corbeanca și am explicat aceste lucruri. Astea le știu mulți alți ziariști din televiziune, de pe site-uri mari, dar n-au curaj să le spună, oameni buni. N-au curaj. Că patronii lor sunt mână în mână cu ăștia. Nu mai vorbesc. Ați văzut cazul cu Băla, cu bodyguardul lui Diana Șoșoacă, condamnat, nu? Pentru. condamnat pentru acte de violență. S-a dat știrea scurt. Păi asta trebuia să fie dezbatere națională mai mult. Trebuia să-i toace pe aia. Trebuia toate televiziunile să-l fugărească pe Simion și pe Târziu. Să zică, bă, ați băgat un infractor violent în Parlament. În orice țară normală era mega scandal. S-a dat scur, scur știrea la revedere. Nu mai vorbesc subiectul de luni, dragii mei. Iarăși, nimeni nu vorbește despre lucrurile astea. Și eu pot să vorbesc despre ele pentru că am experiența necesară. Dumneavoastră mă susține și faceți din punct de vedere economic. Să fie viabil acest model nu? Ce, ce înseamnă începerea activității Parchetului European Ce înseamnă începerea activității Parchetului European Târziu care a votat contra propriului proiect Tonițete Lucrurile sunt un pic mai complicate Dar mă bucur că ai deschis subiectul Haideți să vă spun dragii mei Că e amuzant Și am venit pregătit cu materialul da? uh, Ilie Chelaru Nu pot să fac linie telefonică Pentru că puteți să-mi scrieți aici Puteți să-mi scrieți aici și ce-mi scrieți rămâne. După ce închid Q&A-ul și vă mulțumesc din suflet, văd că încet încet creștem, suntem 1100 de persoane, aproape 1000 de like-uri, ceea ce este foarte ok. După ce se termină Q&A-ul, puteți în secțiunea de comentarii, care este la finalul fiecărui material video, pentru că acum noi suntem live, dar când se va termina live-ul, la final e secțiunea de comentarii. Și aici puteți să-mi scrieți ce doriți dumneavoastră să-mi spuneți. Și eu, începând de astăzi, până duminica viitoare, eu în fiecare zi, dimineața și seara, intru pe secțiunea de comentarii a Q&A-ului din săptămâna respectivă. Mulțumesc, doamna Florența, pentru super chat. Și răspund întrebărilor sau dau inimioară comentariilor cu care sunt de acord și celor pe care le-am citit. Unde vedeți inimioară să știți că am citit acest comentariu. Fac tot posibilul să citesc toate comentariile pe care mi le scrieți, chiar dacă este o muncă incredibilă, oameni buni. Nu vă imaginați, pentru că ei sunt, ei sunt foarte multe comentarii. Bun, deci puteți să-mi scrieți acolo. Bun, hai să revenim la târziu. Deci ce au făcut ticăloși ăștia? Toată campania electorală, ca să-i vedeți, este ora 22 prime time în presă. Da, la televiziune este prime time. Începe undeva pe la 8 și ține până pe la ora 11. Este ora la care e cea mai mare audiență. Știți că una dintre gogomânile cu care Simion a păcălit lumea să voteze anexa asta rusofilă, extremistă, aur, da, anexa psd a fost, domne, noi suntem împotriva faptului ca partidele să fie finanțate din bugetul public. Și știți că aur, la început, de îndată ce a început sesiunea parlamentară, ca să arate că ce îngușă și încăpușă, au propus un proiect de lege. Da? Bineînțeles, banii nu i-au refuzat. Dacă intrați pe site-ul autorității electorale și am prezentat ultima de luna trecută, din luna mai, vreun milion și ceva de lei au primit de la autoritatea electorală a aur, bineînțeles, banii le intră în conturi. Deci ei deja, de când funcționează parlamentul, în conturi le aur intră, au intrat milioane de lei. Da? Ce s-a întâmplat cu legea pe care ei au propus-o? Deci fiți atenți aici, oameni buni, stăm mintea în loc, da? Deci s-a votat în 2 iunie 2021, da? În 2 iunie 2021 s-a votat în Senatul României. Propunere legislativă pentru modificarea legii privind finanțarea activității partidelor politice și a campaniilor electorale. Raport de respingere. Da? împotriva legii, au fost tot parlamentari de la aur. <laughs> Ați înțeles? <laughs> Băie, deci nu se poate așa ceva. Deci asta este lista. Da? Ăștia sunt tăia de la aur. Deci fiți atenți aici să -i vedeți. Ia uitați -i aici. Vedeți? Aici sunt împotrivă. Da? Deci au votat împotriva propriului lor proiect de lege, oameni buni. Înțelegeți despre ce vorbim? Înțelegeți despre ce vorbim, dragi prieteni? Da? Ăștia sunt pentru, astea sunt contra, da? Aur. Ia uitați-vă aici. N-a fost numărul necesar de voturi. La revedere. E, proiectul de lege a fost respins în Senat. Păi cum să nu resping o oameni buni când ei au nevoie de bani? Păi da cum? Așa, când ai acces la borcanul cu miere, e ușor să zici, domne, mie nu-mi trebuie mierea. Dar adevăratul test al onestității adevăratul test al principiilor îl dai în momentul în care ai ajuns la borcanul cu miere. Ori ei au ajuns la borcanul cu miere și în loc să zică nu ne trebuie, când au ajuns la el, au luat linguroiul și au început să servească exact ca restul partidelor politice. Ați înțeles, dragii mei, despre ce vorbim? Despre asta vorbim, dragii mei. Cu această mizerie extremist naționalistă care servește intereselor mafiei, făcută după părerea mea, în opinia mea, ca să reconstruiască modelul din 2000, Iliescu Vadim, când lumea a fost nevoită să îl voteze pe Iliescu ca să nu iasă Vadim. Cred că asta încearcă și cred că artizanul este și Dâncu, eminența cenușie după unii, căcănie după părerea mea a PSD-ului, cel care e mână în mână cu Gușa și cu infractorul Maricel Păcuraru, cel care îl chema pe George Simion în 12 decembrie la ordine, imediat după alegeri. Daniel Popescu mă întreabă cine ai vrea să devină președintele USR+. Plus. Nu știu, Daniel, eu nu sunt membru de partid. Nu cunosc toate detaliile bucătăria internă a USR+, Plus, dar aș vrea să fie niște oameni noi, că tot s-a vorbit despre asta, Uite, Ministrul Transporturilor Drulă, mi se pare un om foarte hotărât. Cred că ar fi o schimbare în bine în percepția publică dacă și-ar asuma acest rol și dacă ar veni în față, dacă și-ar asuma, pentru că, sigur, este riscant să deschizi o bătălie cu liderul partidului, pentru că dacă nu câștigi, există riscul ca ăla se răzbune, să fii marginalizat după aceea în partid. Și atunci poate că sunt oameni nu USR Plus care ar putea să dea energia fresh de care are nevoie partidul pentru a crea entuziasm și pentru a scoate oamenii la vot în 2024, dar le este teamă. Pentru că asta este una dintre greșelile pe care le-a făcut Dan Barna și le-au făcut cei din Garda pretoriană din conducere, cei care sunt Lângă Dan Barna, grupului de încredere, n-am discutat despre asta pentru că este o problemă internă a USR. Plus. Nu e o chestiune care să afecteze pe toată lumea și eu nu sunt legat de USR. Plus, sigur, ca jurnalist independent, ca cetățean, am considerat la ultimile alegeri parlamentare că USR Plus a fost cea mai sigură opțiune de vot anti-PSD și anti-mafia. Și mâine, dacă ar fi alegeri, în continuare, pe fotografia pe care o avem acum. Consider că sunt cea mai bună opțiune de vot. Cea mai bună, nu perfectă. Sunt multe probleme. Sigur, ele nu se compară cu situația grupurilor infracționale organizate din politică, cu situația cumva dubioasă de la PNL, dar sunt o opțiune de vot. Până în 2024, o să vedem. Aceste lucruri se pot schimba. Și sigur că, dacă ai interesul și îți dorești o țară normală. Asta este prima condiție pentru tine ca om, ca cetățean, să vrei să trăiești într-o țară normală. A doua condiție este să fii informat în legătură cu ce s-a întâmplat cu țara ta. Mulțumesc frumos, Cristian Florea, pentru Supercet și implicit ce s-a întâmplat cu tine. Pentru că tot ce ai trăit tu în România în ultimii 30 de ani are legătură cu asta. Dacă nu ești în România și ai fost nevoit să pleci din țară, să emigrezi, Decizia ta de a emigra are legătură cu asta. Chiar dacă îți dai seama, chiar dacă nu îți dai seama. Din cauza asta s-au întâmplat lucrurile. Și anume, din cauza faptului că noi, în 90, nu am terminat-o cu comunismul. Și tot ce a avut mai urât, mai toxic, mai mizerabil Partidul Comunist și Securitatea s-a transformat în Mafia de astăzi. Care pur și simplu, imaginați-vă, nu știu, când eram copii mergeam la scăldat. Nu știu dacă acum se mai merge la scăldat. Generația mea, eu sunt născut în 76. Mergeam la scăldat. Erau diverse bălți pe dealurile din jurul reșiței și diverse râuri. Și, era și erau și lacuri, dar alea erau mai la distanță. Trebuia să mergi ceva cu bicicleta, cu autobuzul ca să ajungi la ele. Bălțile erau mai aproape. Și unele aveau lipitori. Da? Ei, ăștia sunt lipitorii ăștia. Lipitorile astea s-au lipit și sufocă România. Și asta are legătură cu votul. Până când noi nu ne mobilizăm masiv să mergem la vot și să stârpim lipitorile, ele nu vor dispărea. Și dacă ai înțeles că tot ce s-a întâmplat cu țara îți afectează ție viața, dacă ai înțeles că viața ta poate fi schimbată și că asta depinde numai de modul în care votezi, atunci automat devii interesat, te informezi și constați că ai niște variante de vot. Că nu sunt toți la fel, și că există variante mult mai curate decât vechea mafie. Fesenisto, pedeseristă, pesedisto cu ce au inventat ei acum ca să nebunească oamenii și să fure voturi, să tâlhărească voturi, cum este mizeria asta numită aur. Și atunci, sigur că este imposibil să nu ajungi la concluzia că trebuie să mergi la vot. Și e adevărat, marea problemă, marea problemă cu cei mai mulți dintre concetățenii noștri este faptul că sunt induși în eroare pentru că mafioții ăștia controlează televiziuni, controlează ziare, site-uri, controlează 90% din comunicarea publică pe teme politice în România. Și au indus oamenilor ideea asta, că, domne, toți sunt la fel. Păi cum să fie toți la fel? Păi un singur partid are doi infractori președinți trecuți pe la pușcărie, Năstase și Dragnea. Așa ceva n-ați mai văzut niciun, la un, niciun alt partid. Numai ăsta e un exemplu. Da, apropo de realitate, știi cine este Dorin Iacob? Un fost securist care stă la dreapta e Alexandrescu, șefa propagandei infractorului Dragnea, la televiziunea infractorului Maricel Păcurariu, Ioana L., cel mai bun sfat pe care posibil să vi dau este să nu vă uitați la mizerile astea. Nu vă uitați la ele, oameni buni. De asta eu nici nu discut. Ați văzut că foarte mulți oameni îmi scriu uh, despre diverse uh, lucruri care se spun la aceste televiziuni și nu răspund. Pentru că nu are rost să răspunzi, Odată ce știi că la un restaurant se servește mâncare stricată și te-ai mai îmbolnăvit odată și tu mănânci din nou și vii și mă întrebi pe mine, bă, oare mă doare burta? De ce crezi că mă doare burta? Ai mâncat la restaurantul ăla? Da, de aia te doare burta. <laughs> N-are rost să mai pierdem vremea să mai căutăm alte explicații. 99% de aia te doare burta. Sigur, nu mai intra acolo, nu mai mânca de acolo, măi omule, că ăștia -ți servesc mâncare stricată. Ce părere despre Iulian Bulai? Am uh, foarte multe lucruri care mi se par ok. Am și câteva semne de întrebare. Ultimul semn de întrebare este legat de faptul că el s-a ocupat de acțiunea care a sfârșit prin numirea lui Mircea Toma la Consiliul Național Audiovizualului. Mircea Toma care este un personaj foarte, foarte dubios, foarte, foarte complice cu găștile astea de PSD și de pe vremea lui Ponta, de pe vremea USL-ului. Atunci Mircea Toma a depus armele și a devenit complice cu ei. Și vă dau ultimul exemplu. Știți cu toții cazul Tolontan, că a fost chemat la Dicot în urma unei plângeri făcute de băluță. Un abuz al celor de la Dicot, am vorbit pe tema asta. Dar mie altceva mi-a atras atenția. Și mă bucur că am fost întrebat pentru că pot să explic acest lucru și să vă prezint și dumneavoastră această perspectivă. Altceva mi-a atras atenția. Acum, asigur, eu am explicat în Q&A-ul de săptămâna trecută că ăia de la Dicot sunt niște tâmpiți. Și o spun apăsat, clar, sunt niște tâmpiți, nu trebuiau să-l cheme pe Tolontan. Deci, ca să nu avem niciun fel de dubiu. Părerea mea despre modul în care Dicot a abordat această problemă. Dar, dincolo de asta, Faptul că Tolontan a fost chemat să dea declarație este perfect legal. E legal. Legea permite procurorului să citeze persoanele implicate să dea declarație. Sigur, procurorul, dacă e un pic ok sau nu e rău intenționat, poate să nu te cheme. Și vă repet, după 10 august, mie mi-a făcut plângere penală Dragnea cu jandarmeria. Și plângerea s-a dus la parchetul judecătoriei sectorului 1. Și nu m-a chemat nimeni. Ei au analizat, au constatat că Dragnea nu are dreptate, la revedere. Dar era legal dacă mă chemau. Nu era ceva ilegal. Au dreptul să facă asta. Deci, Tolontan nu a fost bătut, cum am fost eu bătut în 10 august și cu alte ocazii. Tolontan nu a fost luat de pe stradă și dus cu forța la o secție de poliție și ținut acolo ore în șir fără motiv, cum am fost eu, luat de pe stradă, aiurea fără motiv, și ținut într-o secție de poliție, da? Tolontan nu a primit tone de amenzi abuzive pe care să le demonteze în instanță. Deci, în esență, nimeni nu i-a făcut nimic. Niște procurori l-au citat să dea o declarație. Așa și nu e ceva, wow, un abuz, ceva, da? Ei bine, organizația lui Mircea Toma, Active Watch, în cazul meu n-a luat niciodată atitudine. Nici când am fost bătut în 10 august, am ajuns în spital la urgențe. Am fost agresat de jandarmi în sediul judecătoriei sectorului 1. Nici o atitudine. Am fost lipsit ilegal de libertate, dus la secții de poli poliție, nicio atitudine Deci organizația lui Mircea Toma n-a văzut nimic din abuzurile grave, oameni buni, grave Nu că, că l-a citat, ce să vă spun, mare pârț că l-a citat pe Tolontan să dea o declarație Mare prejudiciu i-a adus, oameni buni Pe mine m-au bătut, mi-au rupt mâna da? Eu am probleme cu respirația, am probleme cu vederea și acum din cauza ceea ce s-a întâmplat în 10 august am fost agresat în sediul unei judecătorii de către un jandarm. Am fost lipsit de libertate, luat de pe stradă. M-am judecat cu ei în instanțele civile, justiția mi-a dat dreptate. A zis, da, jandarmeria l-a luat aiurea de pe stradă. Au anulat toate măsurile civile luate de jandarmerie. Sigur, parchetul militar mușamalizează cazul, e altă discuție. Deci eu am demonstrat și în justiție că am avut dreptate. Nu e că ce susțin eu. Sunt hotărâri judecătorești. O odată, odată organizația lui Mircea Toma n-a luat atitudine împotriva acestor abuzuri reale. Bă, dacă l-a citat pe Tolontan la Dicot, imediat, comunicat, scandal, domne, nu se poate. Și nu i-a făcut nimeni nimic ilegal lui Tolontan, atenție foarte mare. Sigur, Dicotul nu trebuia să facă, sunt procurori aia, sunt probabil mână în mână cu băluță, este altă discuție. Înțelegeți cine e Mircea Toma? Când e vorba de Tolontan omul care a făcut afaceri cu Dan Voiculescu imediat. Imediat, numai un pic o scamă dacă i-a luat cineva de pe umăr, imediat pică pe spate, ectiv vociul lui Mircea Toma. Dar pe Mălin Bot puteau să-l omoare. Cred că dacă îmi dădea cineva în cap și mă omora, ăștia tot nu luau o, atitudine. Deși sunt plătiți ca să vegheze la drepturile jurnaliștilor, oameni buni, au luat sute de mii milioane de euro din diverse finanțări în ultimii 20 de ani. Și când un jurnalist, într-adevăr, a fost într-o situație dificilă, l-au lăsat de unul singur. În timp ce pentru oameni care au lucrat cu securistul Voiculescu, numai un pic, dacă i-a citat cineva undeva, îți dea o declarație, gata, imediat și-au rupt hainele de pe ei, toți pițigoii lui Mircea Tomă. Ăsta este Mircea Tomă. Știți că în perioada 2017-2020, ActiveWatch n-a luat niciodată atitudine împotriva abuzurilor jandarmilor? Știți că o singură dată a luat atitudine ca să ia apere pe de la antena 3 când au fost huiduiți? Deci tot pentru antena 3. Păi cum își imaginează domnul Bulai și cei de la USR Plus, care au făcut o mare porcărie cu numirea lui Mircea Toma în CNA, cum își imaginează că individul ăsta, care este evident în gașcă cu oamenii lui Voiculescu, evident, evident, numai dacă le iei activitatea din ultimii trei ani de zile, da? Numai pentru oamenii lui Voiculescu ei au ochi să vadă abuzurile. În rest, poate să te omoare, frate. Oricine să facă orice oricui altcuiva, pe ei nu-i interesează. Păi cum își imaginează că un individ care a condus o mizerie atât de părtinitoare și atât de pro gașca lui Voiculescu, în CNA va face altceva? Deci este o mare dezamăgire și o mare măgărie făcută de USR Plus. Numirea lui Mircea Toma la Consiliul Național Audiovizual, lui, oameni buni. Este o porcărie cât casa. Este o porcărie care va permite cartelului mafia media să mintă, să dezinformeze, să încalce legea și care va vicia enorm alegerile din 2024. Și ei vor fi primii afectați. Ei vor fi primii afectați. Pentru că prostia și domnia se plătește. În cazul de față USR Plus, ascultați-mă ce vă spun. Luați un postit, da? Scrieți pe el ce zice Molin Bot în 6 iunie 2021. USR Plus va plăti scump pentru că au fost proști în cazul Mircea Toma Cenea și lipiți-l pe frigider. Și în 2024 citiți și o să vă aduceți aminte, băiatul ăla a avut dreptatea cu trei ani de zile. Nu se poate, oameni buni, nu se poate. Ce au făcut cu Mircea Toma, faptul că l-au numit pe individul ăla, este o bătaie de joc. Denzi Simona zice că am să le atrag atenția, dar li s-a atras atenția. Din secunda 1 în care informația a devenit publică, am făcut eu atunci un live pe Facebook, s-a uitat foarte multă lume. A avut Iulian Bulai mii de mesaje pe pagina lui și nu le-a păsat, nu i-a interesat. Au mers mai departe cu mizeria asta, vă dați seama? Nu se poate așa ceva, oameni buni. Asta este una dintre marile dezamăgiri. Sigur, nu se compară cu faptul că PSD-ul are un infractor. Deci să nu vină psd și să-mi spună, vezi că sunt toți la fel. Nu, nu sunt toți la fel. Da, e o porcărie cu Mircea Toma, dar e o mare diferență de la cel la pământ între PSD și USR+. Plus. Enormă! Da? Deci nu se compară. Da. Ce facem cu gunoaiele din sectorul 1? Paul, am vorbit despre asta la începutul acestui live, nu vreau să mai reau. Clotid Armand are un curaj foarte mare, este foarte bărbată. Cred că ar fi un bun președinte USR+. Plus. Că nu face compromis cu ei și face bine că face. Eu cred că asta este cale. Eu cred că asta este cale. Cred că niciun membru USR Plus, nici PNL, n-ar trebui să facă compromisuri cu ei. Fenomenul neolegionar este un pericol pentru România, mă întreabă Daniel Popescu. Cred că m-ai mai întrebat și în alte live-uri și am explicat aceste lucruri. Da, este un foarte mare pericol pentru România. Florin B. zice, de ce toate partidele au respins legea? Păi n-au respins-o toate partidele, dragă Florin. Vezi? Dacă ți iei informațiile de la George Simeon, e nasol. Dacă ți iei de la George Simion, Da? Ia uite aici. Pentru, contra. Da? pentru și contra. Deci, înțelegi despre ce vorbim, da? Bun. Mai departe. Vă uitați la meciul Anglia-România? Nu, nici nu știam că este meci, nici nu mă uit. Ce credeți că o să facem vreo brânză, vreo mare brânză? <laughs> Clotid Armand ar fi un bun ministru de internet. Dar e complicat, ar trebui, într-adevăr, ar fi un bun ministru de internet și cred că ar face multe, cred că ar face multe modificări. Cum ne mobilizăm în 2024? Uite așa ne mobilizăm. Prin ceea ce fac eu în fiecare zi, prin ceea ce faceți dumneavoastră, trebuie să spunem aceste lucruri, trebuie să revenim cu aceste lucruri, trebuie zi de zi. Repetitio mater studiorum, spune un proverb latin. Repetiția este mama învățăturii. Și sunt lucruri aparent simple, aparent ușor de înțeles pentru toată lumea, dar în realitate este foarte greu să ajungă la cât mai multă lume. De ce? Pentru că există acest mare clopo de manipulare numit cartelul Mafia Media. Alistar, ce faci? Se poate rezolva cu furtul de lemne. Austriecii nu tai o creangă, dar susțin furtul la noi în țară. Alistar. Să știi că nu merge vaihofer cu drujba să taie podurile, da? Atenție foarte mare. Pe canalul meu de YouTube este un playlist în care am, explică, am încercat să explic această situație. Nu vă mai uitați la personaje naționaliste extremiste de tip George Simion care fac propagandă anti-NATO, anti-Uniunea Europeană și fac interesele Rusiei. Și vin cu poveștile astea, străinii ne taie podurile. Nu, nu ne taie străinii podurile dragul meu. Aici este un playlist în care am explicat cu foarte multe argumente, cu foarte multe argumente. Mai un pic. Mafia lemnului, crime comise împotriva pădurii, da? Este un playlist Primul material am pus în octombrie 2018, când am văzut că se manipulează foarte mult, se face propagandă pe tema asta și nu li se explică oamenilor problema și fenomenul în dimensiunea lui reală. Sunt 15 materiale video, în care am explicat niște lucruri foarte, foarte importante. Unul dintre materiale, zic eu că este o, are, o sinteză, să spunem, da? L-am filmat la Moeciu de sus. Adevărul crud despre distrugerea pădurilor. Drujbele, topoarele și gunoaiele sunt ale noastre. Deci nu ne taie austriecii. Nu vei o să găsești vreun austriac cu drujba în pădure. Nu o să găsești, crede -mă. Nu vei găsi niciun austriac. Toți ăia care taie efectiv pomii sunt români de ai noștri. Și nu numai tăierile ilegale sunt o problemă în această țară. Gunoaiele din pădure, eu sunt un mare pasionat al, pentru că am crescut la Reșița, Reșița fiind oraș montan și am umblat foarte mult pe muntele Semenic. Am crescut practic în copilărie, în natură. Și după aceea, de când m-am mutat în București, am umblat foarte mult aici, în zona Bucureștiului, unde poți să ajungi la două ore, două ore jumate. Și vreau să vă spun că nu există traseu montan pe care să-l fi făcut și să nu fi văzut gunoaie până în mijlocul pădurii. Și gunoaiele alea sunt foarte periculoase. Poluarea este poate chiar mai periculoasă decât tăierile ilegale. Dar tăierile ilegale sunt un, un fenomen foarte grav care are nevoie de o legislație adecvată. Pe de o parte, pădurea este o resursă naturală pe care România trebuie să o exploateze, dar, dar, aici intervine marele dar. Și am fost în Suedia și am explicat de acolo că Suedia. Este cel mai mare exportator de lemn, de brad, dar suprafața împădurită a țării crește în fiecare an. Exploatarea trebuie făcută cu cap și în așa fel încât să nu se distrugă această bogăție naturală, ci din exploatarea ei să rezulte creșterea bogăției naturale. Dar, repet, cel care ține drujba și taie pomi în pădure este român de al nostru. Sigur, și este cel mai mare. Ce face el acolo? Prelucrător de lemn, exportator și așa mai departe. Păi da, dar dacă luăm toate gatele din România deținute de șmecheri, mafioți locali, și punem la un loc tot lemnul pe care ei îl consumă, o să vedem că problema este la noi și nu mai la noi. Tirurile alea care circulă supraîncărcate și care nu sunt cântărite pentru că legislația este de așa natură făcută. Ale ar trebui controlate de autorități cu români. Deci să nu mai căutăm vinovăție prin alte părți. Să ne uităm cine taie lemnul, cine închide ochii la transportul ilegal, cine închide ochii la tăierile ilegale și o să constatăm că problema este a noastră. Da? Problema este a noastră. Și sigur, ne trezim cu al de Simion și cu nu știu care. Pentru că ei spun lucrurile astea, nu le spun că mor ei de grijă a pădurii. Îi doare în cot pe ei de pădure, la fel cum îi doare în cot de finanțare a partidelor politice, că ați văzut cum au votat. Da? Una spun și alta votează. Ei spun pentru că asta este propaganda rusofilă pe care ei o fac. Străinii ne fură copiii, străinii ne taie pădurile, străinii suntem sclavii străinilor. Asta este propagandă rusească în cea mai pură formă. Vă rog foarte mult, vă rog din suflet, pe toți cei care sunteți interesați de acest subiect al tăierilor ilegale, intrați în acest playlist al meu. Sigur, sunt 15 materiale video. Nu pot avea pretenția să stați ore în șir să ascultați 15 materiale. Dar măcar acest material filmat în, apri, în iunie, iulie, 28 iulie anul trecut, măcar acest material de 28 de minute, dacă puteți să-l urmăriți. Pentru că am încercat să deslușesc pentru toți cei interesați adevărata problemă cu pădurea din spatele propagandei politicianiste, din spatele propagandei extremiz-naționaliste care se face pe această temă, și din spatele isteriei. Pentru că, dincolo de subiectul pădure în sine, mulțumesc, Alistar, te rog mult să te uiți. Dincolo de subiectul pădure în sine, aici se intersectează cu un alt tip de manipulare care s-a făcut tot timpul din zona propagandei Rusiei, care are ca scop blocarea României ca România să nu-și exploateze resursele naturale, să nu exploateze gazul, să nu exploateze metalele prețioase, să nu exploateze resursele naturale. De ce? Pentru că dacă România își valorifică resursele naturale la potențialul imens pe care îl avem. România are bani să investească în industria de apărare. Dacă România investește în, ultimii 20, în următorii 10 ani, 20 de ani, masiv în industria de apărare, în 20 de ani România poate să ajungă la. Pentru că acum contează foarte mult tehnologia. Nu mai contează că ai un milion de soldați. Nu. Contează să ai 100.000 de, de drone, de exemplu, da? Și dacă țara are resurse financiare și investește masiv în apărare, România poate ajunge în 20 de ani în situația în care, din punct de vedere militar, să poată singură se protejeze împotriva intereselor și agresiunilor rusești. Ori Rusia asta nu vrea. Rusia nu vrea ca România să fie o țară care își ex exploatează resurse naturale, care crește economic, care se dezvoltă. De asta partidele rusofile din România tot timpul au blocat, de exemplu, construcția de autostrăzi. Ca să nu se dezvolte economic România, este un sabotaj intenționat, dragii mei. Nu e o întâmplare. Dar străinii, da, străinii vezi ne fură, dar cei de la răsărit ce fac? Mai rău ce au făcut, da? E, bun. Mai departe. Nu e prost cine cere, e prost cine dă, da? Corect. Când cumperi un telefon furat, practic ești complice. Da, da. hoțul e principalul vinovat. Înțelegi? Hoțul. Cum ar fi să-ți cineva telefonul? poliția să știe cine e hoțul, să știe și cine e la căruia a vândut hoțul și poliția să nu facă nimic împotriva hoțului, să-ți umple ție capul. Domne, ăla vorbește pe telefonul tău furat. Păi n-ai fi revoltat, domne, dacă cu hoțul ce faci? Ori eu asta -ți spun. Hoțul este problema, despre hoț trebuie să vorbim. Asta este foarte important, dragii mei. Asta este perspectiva corectă în care ar trebui privită această problemă. Cloti trebuia să câștige mai întâi și fie a filialei USR Plus sectorul 1, cam greu contra lui Dragoș Puslaru de la Plus. Da, posibil, numai o secundă să beau o gură de apă, îmi cer scuze. Îmi cer scuze, dragi prieteni, dar mi s-a uscat gâtul rău de tot, îmi cer scuze. Așa cum ar fi să avem și salarii și pensii maxime, nu doar minime. Păi există o categorie de cetățeni special, Popa Alex, care are categorii maxime și minime. De ce Rusia face propagandă doar la doi? La noi, restul Europei de Est a dezvoltat în 30 de ani. Nu face doar la noi, face în toată Europa de Est. La noi, din păcate, există cartelul Mafia Media, există o informație precară a publicului și prinde mai bine mizeria asta. Ungaria și Victor Orban, care este aproape dictator, aproape Lukashenko în Ungaria, este foarte atașată de Rusia. În Polonia la fel. Au reușit să impună niște politicieni de ăștia, tot așa, naționaliști, extremiști. Deci face peste tot. Mai mult decât atât, Alin. Caută puțin și informează-te în legătură cu Brexit. Să vezi ce au făcut în Marea Britanie. Deci nu e numai în România. Noi ne confruntăm. Noi suntem aici și pe noi ne afectează. Dar este în toată Europa de Est, în toată Europa de Est. Și încearcă continuu să producă breșe și au reușit cu Brexit foarte, foarte mult să facă. Foarte mult rău, mă refer. Siu, eu la 20 de ani nu știu cu cine să votez. E foarte rău dacă nu știi. Dacă tu la 20 de ani, având clar o altă capacitate de a accesa informații, știi ce înseamnă Google, știi ce înseamnă online, site-uri și așa mai departe. E mai greu pentru bunicul să-l înveți pe bunicul internetul și Google să explici și să... Tu ar trebui să știi cu cine să votezi. Nu știi cu cine să votezi pentru că nu ți-ai pus serios problema să te informezi corect și să judeci. Dacă vei începe să te informezi, dacă vei începe să citești pe tema asta, este imposibil pentru că informația există. Dar trebuie să fii atent de unde ție informația. Și trebuie tot timpul să gândești, tot timpul să îți pui problema în niște chestiuni care sunt până la urmă de bun simț. Domnule, de bun simț să înțelegi că o televiziune, cum e Antena 3, care are patronul un infractor, aia nu poate să aibă vreo treabă cu adevărul. N-are cum. Nu? Ce jurnalist corect ar accepta să lucreze pentru un infractor? Ce jurnalist corect? Nu există așa ceva. La România TV, la fel, ăla este inculpat fugar. E un mafiot ghiță. Citești despre Sebastian Ghiță, cauți, pe Google și citești în câte porcărie băgat, inclusiv în asta de la sectorul 1 cu gunoaiele și cu contractul făcut de Kiliman pe 25 de ani. Păi e imposibil să nu te dumirești, nu? Ce părea despre Cotid Arman și atacurile dinspre Mafia TV, inclusiv de la Digi? N-am văzut ce au spus CTP-ul și Pândaru pe tema asta, dar cred că și Digi a luat bani de la Tudorache pentru spitalul și pentru fel și fel de propagandă ce și-au făcut ei. Și vă dați seama că Tudorache când a băgat o grămadă de bani în ei, Păi trebuie să-i facă manipularea. N-au cum să nu-i facă manipularea. Faptul că utilizez tăieri legale și nu de este primul jurnalist. Da, păi despre asta vorbim, tăieri legale, Pentru că tăieri e normal să fie, să fie legale și să fie făcute cu cap. Eu am explicat în acel material și în alte materiale, dacă veți avea bunăvoința să vă uitați la materialele pe care le-am făcut pe această temă, am explicat cum cred eu că ar trebui făcute lucrurile. De exemplu, dau un singur exemplu, nu dau mai multe detalii ca să nu monopolizez discuția cu asta. Dau un simplu exemplu. Că am vorbit de Schweighofer, da? Deci, dacă ai o astfel de unitate economică care folosește foarte mult lemn, în primul rând ar trebui prin lege să-i obligi să folosească lemnul și să producă în România, nu știu, mobilă, să facă ceva. Deci, să nu fie numai tăiere, prelucrare primară și export. Asta este primul lucru foarte important pe care statul, zic eu, că ar trebui să-l facă. Al doilea lucru. Domne, în momentul în care vine firma X, nu mai zic Schweighofer, nu știu, Ikea sau altcineva, vine și zice, domne, eu vreau să deschid o fabrică de mobilă și urmează ca să funcționez consumând timp de 10 ani sau pe an, consumând această cantitate de metri cub de lemn. Ok, de unde vrei să tai lemnul respectiv? De unde te vei aproviziona din România? Păi mă aprovizionez din județul Suceava. Ok, perfect. Tu, dacă consum atâția metri cup, înseamnă că tai atâtea hectare de pădure pe an. Automat, înainte ca eu să-ți dau voie să începe activitatea, tu trebuie să-mi arăți. Deci, dacă tu vrei să începi activitatea în 2022, tu în 2021 trebuie să-mi arăți că ai plantat. Numărul dublu de hectare față de cele pe care le vei exploata anul următor. Și în momentul în care eu am văzut că ai plantat, îți dau voie să exploatezi. Atât de simplu e. Se face în Suedia. Și Suedia folosește materia primă numită lemn, dar suprafața împădurită a țării crește. Pentru că se aplică acest model. A doua chestiune. tată, dacă tu tai pădurile din Suceava, tu îți vei deschide fabrica în Suceava și vei angaja oameni din Suceava. Oamenii lor la care, care le tai tu pădurile îi vei angaja să planteze puieți și să lucreze în fabrică și să beneficieze comunitatea respectivă. Pentru că acea comunitate este afectată de exploatarea unei resurse. Și atunci, profitul în urma exploatării resursei trebuie o parte din el să se întoarcă în acea comunitate. Înțelegeți? Așa ar trebui făcute lucrurile. Ca să dau un exemplu simplu. Sigur, mai multe detalii am explicat în, în materialele din, uh, din uh, acel playlist. Cristian Florea mă întreabă, uh, Chirică sau Alexe, următorul dosar penal cu condamnare după bătăușul aur va dura foarte mult, că abia sunt trimis în judecată și bătăușul aur e trimis în judecată de foarte mult timp, deci va dura puțin, va trebui să așteptăm. În Suedia ești obligat în maxim 3 ani să plantezi toată suprafața de frișată. Așa ar trebui făcut. Măline, ce vorbești tu se face aici în Germania. Funcționează fără probleme. Mulți în România cred că în Germania nu se taie lemne. Ba chiar destul de mult, dar organizat și bine făcut. Bineînțeles. Brexit, Cambridge Analytica, Facebook Scam, Trolling. Da, Mihai S. Rusia. Exact. Ce exoda România. Nu știu ce fac ăștia. Paul, trebuie să mă documentez pe tema asta. Nu cunosc subiectul foarte bine și nu vreau să nu vreau să mă exprim pe un subiect pe care nu l-am documentat bine. Daniel Popescu, nu s-ar putea crea o televiziune influentă care să informeze corect lumea? Da, se poate crea, dar nu cu cna actual, nu cu mafia actuală atât de puternică și de influentă. Dacă ar fi fost o altă structură a votului în 2020, dacă am fi avut o majoritate parlamentară mai puternică și n-am fi avut mafia încă Gândiți-vă că mafia reprezentată de partidul PSD, împreună cu căruța aur, cu anexa aur, PSD-ul are cele mai, pentru că e cel mai mare partid, are cel mai mare număr de voturi. Sigur, n-a mai fost capabil să facă majoritate, dar are cea mai mare alocare de la bugetul de stat. În continuare finanțează cea mai mare propagandă, inclusiv pe rețele sociale, de manipulare și de dezinformare a publicului. Alexandru Modelin mă întreabă dacă în perioada 2005-2006 Antena 3 spunea adevărul. Antena 3 a avut o perioadă în care a funcționat ok, cu oameni foarte buni, au făcut treabă bună la începuturi, însă din momentul în care Dan Voiculescu a simțit că justiția va veni împotriva lui, atunci lucrurile s-au schimbat foarte puturos. În mod special din 2011, 2012, încoace, Antena 3 a devenit cea mai mare mizerie din istoria presei românești. Acum România TV a reușit performanța să fie chiar mai mizerabilă decât Antena 3. De aceea vă spun, dragii mei, indiferent în ce produs de presă aparent ok întâlniți un jurnalist astăzi, dacă în perioada 2011-2012, deci dacă după acest prag da, a lucrat la Antena 3, să nu aveți încredere în el, oameni buni. Este toxic. Este toxic. Niciun jurnalist onest n-avea de ce să lucreze la mizeria numită Antena 3 din momentul în care ea a fost transformată în cel mai mare instrument de manipulare și de intoxicare a societății românești. Este imposibil. Deci nu aveți încredere în ea indiferent ce vă spun, oameni buni. Sunt bucătarul ăla care vă va servi mâncare stricată și o să ajungeți la spital din cauza lui mai devreme sau mai târziu. Ce părere ai despre contorizarea voturilor nule, abțineri, ca vot negativ, nu doar pentru verificarea quorumului, Până la urmă, abținere înseamnă nu votez. Nu neapărat. Nu. Nu e. Nu înseamnă. Nu. Nu e ok. Nu. În mod normal ar trebui să fie quorum. De ce să nu fie quorum? Că sunt plătiți pentru asta. Ar trebui să fie sancționați. Bă, tată, dacă a fost un vot în Parlament, toți parlamentarii absenți ar trebui să fie sancționați. Nu știu, la trei absențe, păi ce dacă nu te duci la muncă de trei ori? Deci tu în mediul privat, eu, din 2017, de când sunt jurnalist independent, și sunt jurnalist independent, eu nu sunt angajat undeva. Dar mă vedeți că în fiecare zi îmi fac treaba, în fiecare zi sunt la muncă. În fiecare zi, oameni buni. Îmi fac treaba, îmi fac munca pentru care dumneavoastră mă plătiți. Când am fost angajat și am avut o carte de muncă, eram angajat la o redacție. Păi era codul muncii. Dacă nu, aveai trei absențe, te dădea afară. Păi ar trebui și în Parlament. Bă, nene, dacă ai lipsit de trei ori de la vot, afară. Îți pierzi funcția de parlamentar. Și următorul de pe listă vine după tine. Păi tu câștigi o căruță de bani, oameni buni, peste 200 de milioane câștig un parlamentar. Tot ce ia el, indemnizația de parlamentar, de contările și așa mai departe, știți că statul îi plătește. Îi plătește chiria în București, îi plătește cheltuieli, îi plătește transport, o grămadă de chestii. Păi bă, nene, noi îți plătim atâția bani și tu nu ești capabil să vii mă la muncă mă, în fiecare zi și să votezi? Păi bă, pleacă. Pleacă dacă tu absentezi. La fel cum oamenii din mediul privat sunt dați afară la trei absențe la muncă, nemotivate, ar trebui să fie dați afară și așa din Parlament. Ai trei voturi la care n-ai participat, valea. Și să-i vedeți atunci cum vin toți să voteze. Asta este de o nesimțire crasă, oameni buni, vă dați seama. Să fii plătit pentru ceva și tu să nu vii să-ți faci treaba. Păi cum e posibil așa ceva? Nu se poate, oameni buni, nu se poate. Mălin, tineretul nu este educat din școală să aibă o opinie politică. Sau mai rău, sunt îndrumați că n-ai cu cine, toți sunt la fel. Da, așa este. Școala, din păcate, nu se ocupă, nu se ocupă așa cum ar trebui de educarea civică, politică a noilor generații. Și politică nu în sensul în care făcea că Partidul Comunist făcea educație politică. Nu! Se învețe pe tineri. Mă uit la un serial foarte interesant pe Netflix. Interesant de ce? Pentru că eu sunt și pasionat de istorie. Mă pasionează foarte mult istoria antică, mitologia și acțiunea se petrece în Norvegia și se petrece în epoca actuală, dar este despre mitologie și este despre democrație. Exact subiectele care mă pasionează pe mine. Și, în esență, despre ce este vorba? Este vorba despre o familie din mitologia, mitologia nordică. Spune că în trecut existau giganți și giganții au fost uciși de zei și zei au ajuns să controleze pământul. Știți celebru Tor și cu Ciocanul, zeul tunetului și așa mai departe. Și o familie din asta de giganți deține o fabrică foarte puternică, oțel și așa mai departe și poluează. Și niște elevi de liceu devin zei, se le dau primesc puteri de zei, da? Și începe lupta asta între ei. Și e interesant pentru că e și cu mitologie, mie mi-a plăcut foarte mult serialul Vikingii. Și, dar e interesant și din perspectiva lucrurilor pe care ți le prezintă acest film. Norvegian, deci făcut în Norvegia. Și îți prezintă cum învață copiii la școală ce înseamnă democrația, ce înseamnă ziua Constituției. Cum se... Ragnarok se cheamă serialul. Cum atunci când se descoperă că fabrica acelor șmecheri, giganții, așa zice giganți, poluează apele, elevii de liceu se organizează și fac protest în fața fabricii, împotriva polorii. Și sunt susținuți de oameni. Ragnarok se numește, îl găsiți pe Netflix. E foarte interesant. Sigur, aparent, poate părea o poveste din asta. Eu mă uitasem la Vikingi și mi l-a recomandat Netflix și m-am uitat la el la început, așa circumspect. Îmi face foarte mare plăcere pe Netflix să mă uit la seriale și la filme, filme care sunt producții din diverse țări. E interesant să vezi cultura țării respective. În filmul, chiar dacă este un film artistic și chiar dacă este un film care este o ficțiune, el conține foarte multe elemente de realitate în acest film. Sigur, povestea este o ficțiune, că nu are cum zeul Tor să se întrupeze într-un elev de liceu. Dar în jurul acestei ficțiuni, tot ceea ce vezi filmat acolo, cum e organizată școala, cum se fac cursurile, spiritul civic. Astea sunt realități din societatea norvegiană, care sunt aduse în film. Chiar dacă scenariul e o ficțiune, el este o ficțiune bazat pe o realitate. De asta îmi place foarte mult să mă uit la filme, filme care sunt produse în țări europene. Am văzut un serial înainte, The Rain, produs în Danemarca. Plus că îmi place să și ascult, să nu ascult numai limba engleză când mă uit la un film, să ascult, uh, uh, să ascult diverse alte, alte limbi străine. Îmi place foarte mult să aud, să văd cum sună o limbă, o limbă străină, mai ales cele care sunt foarte diferite de cele pe care le cunosc eu. Germană, engleză, spaniolă, italiană. E, și filmul ăsta este foarte interesant și îți arată că acolo în Norvegia îți dai seama, sigur eu mă uit la el și cu ochi de jurnalist și văd anumite lucruri de dincolo de scenariu și de ficțiunea filmului. Și sunt dialoguri, sunt clar, asta se bazează pe lucruri reale. Ce ți arată ei, cum se întâlnesc, cum discută elevii cu profesorii, cu asta sunt lucruri care se întâmplă în societatea norvegiană. La fel cum filmele românești îți arată lucruri din societatea românească, realități concrete, chiar dacă filmul e o ficțiune. Și este fascinant să vezi, oameni buni. Este fascinant să vezi. Când am fost în Suedia, țin minte că mi a povestit cei de acolo că elevii la școală sunt învățați. Sunt învățați, frate, la școală. Să facă proteste, să facă aia, să facă petiții. Deci asta înseamnă educație politică și civică. Da? Uh, Romy Bauer, ce părere ai despre încălcarea suveranității poporului din 2009, încoace datorită neaplicării referendumului din 2009? Păi romii, dacă nu știi, eu pe tema asta am avut foarte multe întâlniri cu oameni în toată țara, în toate județele țării. Am avut și un proiect, ne-am chinuit să strângem semnături pentru reducerea numărului de parlamentari. Din păcate, omul care a centralizat semnăturile a luat o razna și nu știm ce a făcut cu ele. Am făcut o plângere la poliție, sper să afle poliția până la urmă cei cu el. Dar este, este o chestiune foarte gravă. Este o chestiune extrem de gravă. Extrem de gravă. Dar ea nu se poate rezolva până când nu vom avea o majoritate de 66% în Parlament. 66%. Deci avem nevoie de 66% în Parlament care să fie profund anti-PSD. Abia atunci vei putea să rezolve această problemă. Și asta depinde de cum ne mobilizăm noi la vot. Dacă noi nu ne mobilizăm la vot, la revedere. Quest Hunter. Dragnea poate s-a întrupat și el în Simion, dar noi e și prea bine. Da, cred că, cred că Dragnea s-a întrupat în Simion. <laughs> e bună asta, da, e foarte bună. Acest 66% se poate schimba. Nu, nu se poate schimba. N-ai cum să-l schimbi. Și asta nu mai se poate schimba. Trebuie noi să mergem la vot, să votăm. Despre asta este vorba. Stați așa că am avut un comentariu interesant. Cineva mi-a zis de Voiculescu că a atacat-o pe soția lui Mihai Șora. Da, așa este. Am vorbit pe tema asta, dragii mei. Probabil că mulți dintre cei care mă urmăriți acum în Q&A nu ați apucat să vedeți că în timpul săptămânii sunteți ocupați. Și am vorbit pe această temă, pe tema acestei discuții, aici, în acest material pe care l-am filmat în fața vilei lui Dan Voiculescu. Mă rog, vilei impropriu spus, domeniu, burlogul, că sunt vreo trei clădiri acolo, da? am vorbit pe tema asta și am explicat exact, exact cum stau lucrurile. Din fața bârlogului lui Dan Voiculescu de la Corbeanca, după ce termină acest live, vă invit să intrați acolo și să vă, să vă uitați. Pentru că am zic eu că am lămurit și am prezentat niște lucruri care ar fi trebuit să fie prezentate pe toate televiziunile. Dar noi nu avem televiziune, noi nu avem presă în România. Avem bun. Și în Finlanda este la fel ca Norvegia, cultura este pe primul loc în școli. Da, de aici pleacă totul, de la educație, oameni buni. Dacă nu refacem sistemul de învățământ, dacă nu creem noi generații care să fie la un anumit standard, standard intelectual, moral și civic, noi nu putem avea un viitor cu această țară, să știți. Nu putem avea un viitor, nu avem cum. Ne vom zbate în aceeași mizerie și peste 100 de ani. Și sigur, cei care uh, conștientizează aceste lucruri au plecat. Că de-aia au plecat 6 milioane de oameni în afara țării. Îl cunoști pe Samil Zuki. Habar n-am, nu știu cine este, habar n-am cu ce se ocupă. Nu-l cunosc, deci nu știu dacă va candida, dacă nu va candida. Habar n-am. Uh. Să nu uităm că România a fost amendată. Bună seara, ajeni cineva. Uh, am văzut burlogul lui Voiculescu de o grețoșenie dusă la extrem. Da, omul este megaloman, este, suferă de mania grandorii. De aia s-a și băgat să facă partid, să, facă, să încerce să influențeze România, să o controleze, că asta a vrut el să facă. Asta era visul lui. Să nu uităm că România a fost amendată la CEDO cu 60.000 de euro pentru călcarea drepturilor comunității LGBT. România este în continuu, în continuu amendată la CEDO. Și problema e că plătesc tot românii. Cineva îmi spunea mie în procesele mele cu jandarmeria să mă duc la CEDO să obțin despăgubiri. Păi da, da, o să plătesc tot eu, o să-mi plătesc singur din taxele mele. Ceea ce nu e ok. De ce să plătească, să-mi plătească mie un om care achită taxe și impozite? Banii aia trebuie să ducă la școli și la spitale. Problema trebuie modificată în țară. Asta e o soluție? La infinit. Trebuie problema modificată în țară. Lucrurile trebuie reglementate aici în țară cer o stare să scădem numărul parlamentarilor cât timp PSD-ul ia 30%. Pii. Dacă scazi numărul parlamentarilor la jumătate, reduci cheltuielile parlamentului la jumătate. Și rămân bani ca să faci niște spitale, niște școli, niște autostrăzi. În momentul de față, parlamentul consumă foarte, foarte mulți bani. Foarte mulți bani. Mulțumesc mult Gabriel Vic pentru Superchat. Mulțumesc foarte, foarte mult. Crezi că Shelley ar avea vreo șansă să facă ceva? Nu. Și el este toată ziua pe la antena 3. Din păcate, pentru el nu, din punctul meu de vedere nu este. A avut un moment foarte interesant pentru care l-am apreciat, momentul în care le-a făcut o, o chestie foarte mișto de la România TV, dar după aceea s-a dus să-și facă emisiune la prima TV, post de televiziune care a fost creat și controlat multă vreme de Mogulul Burci și acum e pe la antena 13 la România TV, este folosit de către această mizerie extrem de toxică în societate. Ca să prostească tineri din generația celor care se uită la Shelly și să-i zombifice, da? Ori faptul că Shelly acceptă să-și asocieze imaginea cu Antena 3 este pentru el o bilă foarte neagră. Foarte, foarte neagră, oameni buni. Foarte neagră. Shelly este suficient de uh, mare pe YouTube, este urmărit de o grămadă de. N-ar avea nevoie să meargă la Antena 3. N-ar avea nevoie. El nu are nimic de câștigat din asta. Numai antena 3 câștigă credibilitate. Ori el acceptă, probabil pentru că e un contract, sunt niște bani pe care ia, că altfel nu înțeleg de ce s-ar duce la antena 3, el acceptă să credibilizeze acea mizerie. Deci el face un lucru foarte rău, foarte greșit, fundamental greșit. Fundamental greșit. Sherlock Holmes și-a vândut Sufletul pentru bani. Da, da, își vinde Sufletul pentru bani. Asta este foarte rău. Este foarte rău. Și este foarte grav. Ceea ce face și este.